Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC cu uh, invitatul nostru de record. Nu știu dacă te-ai uitat, dar interviul de acum 2 ani are deja 1,26 de milioane. Bine ai revenit, Cristionețiu. <laughs> bine te-am regăsit. Ne-am văzut și ieri, <laughs> dar ne vedem și azi. <laughs> Poate ne vedem și mâine la micie. <laughs> Bă, dacă aduci mici buni, vin. Da, 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 avem mici acolo, de la fermă, Radu știi. mangaliță, uh, ori mangaliță, ori iubită oaie. Facem. College. Oricum da? era dor de niște mici. Am mâncat și la Romex cu niște mici. Da? Asta la Au fost bune? De... Wow. Wow! Nu știam că ești așa de pasionat de mici. Nu sunt, dar când ajung aici, în miroase așa, n-am mai putut să mă abțin. Uh, Cristian a să ne convingă și a reușit, n-a durat mult, să ne punem un dozator de bere pe masă, de aici, pe masa de interviu. Așadar, ne vom instala un dozator hum. de sifon și unul de bere. Păi, cât, cât? dacă bem mult apă, mult la povești, cu berea parcă altfel se lungește vorba. Dacă îl tu, pentru că bagă la somn, Și ce să te jos. apropo de mici. Sunt mici în Dubai. Smolși. <laughs> Smolși. <Smalls. Smalls. laughs> Au și ceva combinații de stea. Cum te-am prins aici? Păi am venit la Brand Minds pentru că am avut o activare interesantă, hai să-i spunem așa. Da. Despre uh, care timi îmi prea ne lasă să vorbim? Da. În octombrie. Da, timpii nu ne lasă și nici eu nu sunt cel mai potrivit să vorbesc despre asta, pentru că Florina e CEO-ul companiei și ea este partenera mea și ea se ocupă și știe toate detaliile, așa că te încurajez să stai de vorbă cu ea dacă da. vrei detalii. Da, mai, bă, eu mai mult, mai mult doar spun de ce am venit aici, dar a fost un, un eveniment mișto și pentru că am bătut un record mondial, care s-a da. și înregistrat ieri. Cei mai mulți participanți dintr-un eveniment fizic care și-au făcut un avatar și s-au... S-au teleportat într-o lume digitală. Uh -huh. 2000 și ceva. 2000 și ceva. 2000 și ceva de oameni din toți cei care au fost Deci acolo am, și Ai depășit prea de, de 2000. Da, 2000 și ceva. Atâta okay. ne propusesem pentru că s-au mai făcut niște încercări neregistrate, care erau undeva pe la 1500. Uh, și noi am zis că vrem să depășim 2000 da. și să rămânem da. acolo cât mai mult și am fost foarte, foarte încântați la 20. Când o să fie mai mai pregătită MVP-ul, să zicem așa, prototipul, o să mai povestim, mi-am făcut și eu avatarul, arăta chiar simpatic, am încercat să-i blochez algoritmul lui Timi, dar m-a scos din, dintr-o poză cu trei oameni, m-a ales pe mine și m-a făcut fain. Nu, e foarte, e foarte smart. Toată yeah. povestea este foarte smart și foarte interesant e că 90% din oamenii care își fac avatar la început vor să-și facă un avatar 95, să, care se semene cu ei. Dar cât mai unul la unul, știi? Mm -hmm. După aceea, după ce încep să intre în lumea asta digitală, încep să se exprime cum simt yeah. ei acolo și încep da, să-și pună da, da. aripi, pene... Tot felul de lucruri care să-i reprezinte mai bine lumea asta digitală, pentru că eu sunt câteva lucruri prost înțelese cu această lume mixtă, care presupune și fizică și virtuală. Oprește-te aici, să nu spui mai mult. Nu, gata, Lăsăm tizuim pentru data viitoare. Bine, bine, bine. Sunt niște greșeli așa, dar legătură cu virtualul. Le-a zis și Gary Vaynerchuk, care a avut un keynote în care a încercat să convertească lumea la TikTok, LinkedIn și NFT-uri. da. Și după aia au mai venit niște oameni la stand să să și facă avatar. Buluc, buluc. Deci a mers. Buluc de oameni. Deci după ce a terminat Gheri, au venit toți și am văzut mare pe ecran acolo că e NFT shop. Ce, ce înseamnă asta? Poți să mi cumpăr acum? Și după ce, după ce le-am explicat la vreo 10 că trebuie să intre undeva și trebuie să-și lege un wallet, era zice, da, wow, l-am la mine. Mai povestim despre asta în altă parte, la criptovine. Ne-am întâlnit cu Cristian ca să povestim însă despre altceva. Pe parcursul interviurilor noastre, am uh, reușit noi să facem și un pic de bine. M-am întâlnit recent cu uh, mama fetei cu uh, firma de evenimente, A. care mi-a spus cu lacrimi în ochi că am, am reușit să ajutăm și acum e bine. Îi merge business-ul. Știi că am mers noi și am ajutat uh -huh, niște uh -huh, firme. Uh -huh, pentru cei uh -huh. care, nu știu, la un moment dat am mers noi și am ajutat uh, oameni cu, uh, cu afaceri mici. Da. Și... Care au fost afectați de pandemie fără să aibă nicio vină, și oameni care încă vroiau să continue și da. să se ridice de acolo. Da. Și le merge. Ceea ce mă bucură foarte tare. Dar ne-am mai văzut și la interviuri în serie ce, în care am încercat să le dăm oamenilor niște mici previziuni, să zicem așa, care, ce să s-au cam adeverit toate. Ori ești tu oracolul din Dubai, cum am zis noi în glumă, ori ai, ai o doză de realism când vine vorba de Prezent și viitorul uh, apropiat. Noi ar trebui să să fim mult mai puțin atașați de ideile pe care le avem, pe care le formăm foarte ușor, și să începem să fim mult mai uh, critici în gândire, în sensul să putem să acceptăm realități care sunt lângă noi și să le, uh, să le digerăm, să ne uităm la ele ca și când sunt realități aici lângă noi și să nu le ignorăm sau să nu fugim de ele sau să ne luptăm cu ele. Și odată ce vezi niște realități care sunt în fața ta, să poți cu aceste noi informații să te duci puțin în față, să vezi ce ar schimba aceste realități noi mm -hmm. în viitor. Uneori ne iese, uneori nu ne iese, pentru că lucrurile sunt atât de complexe, încât niciodată nu știi dacă apare un război, niciodată nu știi dacă apare o pandemie, niciodată nu știi dacă apare o tipărire nouă de bani, niciodată nu știi dacă apare o criză de mediu, niciodată de adică sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în lumea asta și care afectează de pe o zi pe alta uh, industrii întregi. Dar dacă aceste evenimente majore nu apar, există un soi de predictibilitate. Poți să faci legătura între niște puncte. Putem să facem chestia asta până cu trei ani. Până cu trei ani mergea. Da. Dar, din nou, că nu știu câte oră când spun chestia asta. A zis-o cel mai bine Iulian Fota aici la interviu că vacanța s-a terminat. Dar, într-un fel, e mai bine, știi? Parcă ultimii 30 de ani am stat într-o economie în care aveam o mentalitate gen frigiderul plin și suntem bine. Acum trebuie să ieșim din nou la vânătoare. E, mai, e parcă e altfel, știi? Parcă te trezești dimineața. De da, adică e mai. Dar nu e, e toată lumea cu frigiderul plin după 30 de ani, să știi? Nu, frigiderul plin în sensul că am. Vânat săptămâna trecută, am tranșat și acum avem în frigider și suntem ok, nu mai trebuie să mergem să vânăm în fiecare zi. Mm -hmm. Acum e în fiecare zi. Trebuie în fiecare zi să fii pregătit să te trezești cu un wallet care are altă valoare, are o altă valoare decât cea uh, cu care te-ai culcat. Wow, da. uh, sau uh, ceea ce știai ieri, să nu mai fie astăzi valabil pentru că s-a schimbat tocmai s-a schimbat ceva. Mm -hmm. Și uh, ce să vezi? Realitatea de ieri nu mai funcționează ca realitatea de astăzi. Bă, na, noi nu suntem construit să gestionăm schimbarea atât de ușor. Da, văd, văd. Văd că multă lume fuge de schimbare, se luptă, așa sunt foarte hotărâți să nu accepte schimbarea, doar că vezi și corpul nostru, peste noapte câte celule se schimbă. Practic tot ce se întâmplă în jurul nostru este în continuă schimbare. E singura lege care continuă să ne surprindă. Da, dar realitatea era mai stabilă. Adică în vechime, în, în, în trib. Mă provoci, nu? Da. Pe vremea când eram noi mai puțin organizați așa, eram puțin, seteam acolo în trip, cam știam mâine ar soarele, ne ducem să mâncăm ce avem și după aia mai cântăm un pic, dansăm, mergem la apă. Dar cred că lucrurile astea pot fi în continuare așa. Cred că oamenii care se simt mai confortabili în, în genul ăsta de organizare sunt liberi să-și creeze în, în ziua de astăzi ecosisteme micuțe în care Iar ei am să trăiască la fel permacultură. Asta este cuvântul care am mai da, că umblă. Cred că fiecare, dar e ciudat să vrei să trăiești viața care a fost acum 30 de ani într-o economie și într-o lume care e total schimbată și să ai beneficiile urbanismului și a serviciilor la domiciliu. Poți oricând să te retragi la 30-40 de kilometri, să-ți faci uh, o 10 case împreună cu prietenii tăi, să-ți faci un mic kibutz uh -huh. în care lucrurile și lucrurile să funcționeze cum erau mai de mult. Uh -huh. Și cred că oamenii au aceste alternative. E ciudat să ceri beneficiile lumii moderne care vine și cu o grămadă de elemente de stres, visând la o lume trecută care nu mai găsești în acest, în acest ecosistem urban. În urban nu. Da, în timp ce povesteam, mă gândeam, cred că dacă luăm câte un kilometru de centrul Bucureștiului, fiecare kilometru distanță pe care îl pui față de centru îți poate adăuga un an în istorie. Și dacă vrei să trăiești ca acum 100 de ani, la 100 de kilometri de București găsești sigur un sat ca acum 100 de ani. Da. da nu, oamenii trebuie să iau o decizie dacă vor să trăiască în trecut sau în viitor. Dar poate vor să trăiască în oraș, liniștiți. Liniștiți, fără poluare, fără gălăgie, fără toată nebunia și vibrația orașului, da. trebuie să-ți cam permiți să faci treaba asta. <laughs> că trebuie să ai câteva milioane ca să poți asta. Ma. Adică trebuie să fii realiști puțin. Toți ne dorim, ne uităm pe Instagram și pe asta și vrem și aud pe toată lumea că da, și eu vreau asta, da, și eu vreau asta. Și întrebarea mea permanentă este, ok, care e planul să ajungi acolo? 99% sunt, what? Ce mai am voie să-mi doresc? Nu, dar ai grijă ce îți programezi, pentru că atunci când îți tot dorești, când îți tot dorești, când îți tot dorești și nu faci nimic în privința asta, este evident că după o perioadă de X uh -huh. vine apatia, deprimarea, uh -huh. retragerea din societatea asta, convingerea că toată lumea e împotriva mea uh -huh. uh, și că universul ăsta nu conspiră, că am citit eu o carte în care dacă eu mă doresc, universul conspiră să-mi aducă bugatii la, la poartă. Nu prea este treaba asta, n-am uh -huh. văzut pe nimeni. Ajută să-ți faci un plan cu măcar 90% șanse de succes. Da, da, plan înseamnă că ai niște acționabile acolo, că da, trebuie da, da. să faci ceva. Doar să-ți dorești și să vrei și să spui că one day, someday o să da. vreau asta și o să am asta. Ok, care e planul? Sunt foarte mulți oameni care își doresc o viață liniștită. Deci dacă vor o viață liniștită, planul ar trebui să includă îndepărtarea de oraș către o zonă cu permacultură, cu un pic de su subsistență, Da. Agricultură de subsistență, Da. Dar cred că se poate face asta oricând. Cred că Dacă da. vrei să faci asta în primăveri, îți trebuie vreo 10 milioane ca să poți să-ți iei terenul ăla și spațiul ăla ca să poți să faci treaba asta. Adică nu mm. e. nu prea e. nu se potrivește standardul pe care vrei să-l ai. Da. și să ieși ușor la restaurante și să intri ușor din, de la birou în mansion da. cu disponibilitatea pe care o ai acum. Ok. Așadar, o, o doză de realism nu strică. Eu nu vreau să fim nici pesimiști, dar nici exagerat de optimiști, în sensul că orice din lumea asta, dacă if you can dream it, you can achieve it, if you can. Da, sigur că în teorie așa e, dar trebuie să faci ceva în privința respectivă și trebuie să faci niște lucruri probabil total diferite de ceea ce ai făcut până acum. Ceea ce s-ar putea să nu-ți convină. Bă, în primul rând, trebuie să faci ceva. Trebuie să. Da. Uh, am mai am, am, am zis chestia asta, dacă ești dispus să te ridici din pat și să vii la muncă în fiecare zi, ceva ceva se va întâmpla. Mai e o chestie, uite, uh, și cu e ca și la sală, știi, trebuie să te apuci de sală. Uh -huh. Dar, în egală măsură, dacă te apuci de sală și nu te organizezi puțin și nu-ți faci niște mișcări potrivite, eu am stat două luni jumate cu o întindere de ligament pentru că m-am dus și eu la sală ca prostul Serios. și am tras cum am știut eu. L-are și țara la noi nu era așa ceva, așa că am tras și eu. Două luni jumate n-am putut să fac nimic cu omul ăsta, și acum sunt încă un pic blocat cu el pentru că dacă nu ai un pic de knowledge despre ce faci acolo, da. așa s-ar putea și oamenii ăștia să se, apuc, se apucă să facă lucruri, da. dar nu au niciun pic de pregătire prealabilă, cineva să-i spună, bă, nu fă asta, fă asta, pentru că altfel s-ar putea să te accidentezi pe parcurs. -ar deci putea și să... mai ieftin să plătești pe cineva să te învețe cum să faci chestia aia. Cred că și dacă mă uitam pe YouTube gratis, Tot nu mă costa mai nimic, de... dar e, e o vorba de mentalitatea asta, de a nu te apuca numai cu sapa. Să vezi un pic și cartea înainte, să vezi... Ok, și ce care e planul? Da. La cine așteptăm? În ce ordine se, plan se fac procesele astea? deja degeaba fac eu gaura, acum o acopăr și după mm -hmm. aia pun sămânța peste, dacă n-am văzut undeva că sămânța era mm -hmm. în pasul 2 din procesul ăsta, nu are cum să crească. Deci, cred că e o combinație de, de decizie, de a face ceva, uh, un pic de plan, pentru că nu poți într-adevăr să-ți faci planuri pe termen foarte lung, că nu știi ce se întâmplă în perioada asta, și un pic de strategizare a lucrurilor. Ok, deci hai să în care sunt pașii, care sunt lucrurile, și ideal ar fi și un pic de obiectivare, adică ce vrem să obținem da. în urma acestui proces, ca uh, să putem să măsurăm eficiența a ceea ce facem. Și dacă începem să facem lucrurile astea, cred că uh, obiectivele pe care le avem, care sunt strict legate de livrabile pe care le așteptăm, uh, atunci începem să legăm din nou, legăm două puncte care sunt în mișcare și facem o legătură între ele și ok, deci eu trebuie să fac asta ca să pot să permit asta, ca să obțin asta. Mm -hmm. Ah, ok și încep să fii mult mai asumat în tot procesul ăsta, nu mai rămâi doar în starea asta de visare. Cum nici în partea cealaltă, dacă intri și rămâi deprimat și zici, Doamne, câte probleme sunt în lume și câte, câte, câte cât de mulți ne vor rău și cât de mulți ne vor proști și cât de mulți, va, mai bine nu fac nimic, nici asta nu e o soluție. Deci cumva între cele două, între renunțarea asta și, la, și apatia asta și daydreaming, așa, visarea asta, da. wishful thinking, e o cale de mijloc care este cât se poate de rațională, combinată cu pasiunea pe care ai pentru ceva, la care se adaugă și un part, o, o parte de, de acționabile și de raționalitate. Și în partea asta mm -hmm. de raționalitate întotdeauna trebuie să știi în ce ape te scalzi. Unde ești astăzi? Ca să nu pornești dintr-un dintr punct greșit în GPS-ul tău. E foarte ușor să nu faci, dând vina pe lume, pe viață, pe mamă cât de greu e. Sunt atâtea probleme în lumea asta. Oameni care, relativ tineri, da, să zicem 20 și un pic așa, care zic, mamă, ce se duce lumea de râpă. Mă friend, puneți viața în ordine mai întâi tu și da. lasă tu lumea, că lumea a fost și va mai fi. Până când se va întâmpla ceva cu lumea, cred că ar trebui fiecare într-adevăr să fie un pic onești în legătură cu uh, prezentul nostru. Și despre asta vom vorbi acum. Încercăm așadar să le dăm celor care se uită la noi și care uh, vor să-și facă un minim de plan, măcar ceva orizonturi. Și ne-am avut o discuție pregătitoare, am avut chiar vreo două și la un moment dat Christi spune, bă, da, le zicem toate astea, pentru că nu vrem să vă deprimăm. Uh, însă veștile nu sunt bune. Așa că vom încerca pe parcursul acestui interviu, după o introducere destul de consistentă, să zicem așa, să vă dăm una rece și una caldă. Vă spunem problema și apoi încercăm să căutăm și o oportunitate. Până una alta... Planul, așadar, de pe ultimii doi ani s-a cam aplicat. Eu am aplicat o parte din chestiile pe care mi le-ai spus, au cam mers. Doamne ajută! Asta e și scopul tuturor conversațiilor pe care le-am și de asta mă bucură cel mai mult atunci când mă întâlnesc cu, cu oameni pe stradă sau în alte locuri, că asta este cel mai des, cea mai frecventă conversație. Mulțumesc că am învățat asta, am făcut asta, da. uh, uite ce am reușit să obțin. Da. Asta este cea mai mare bucurie a mea. Mama a fost învățătoare. Ea am învățat că uh, formarea și rezultatele uh, uh -huh. uh, sunt două lucruri diferite și că treaba ei este să creeze un context de creșterea apetitului către învățare în primii patru ani de zile și că rezultatele se vor vedea doar după 18 ani și că ea trebuie să aștepte din clasa 4 până în clasa 12 sau mai târziu ca cineva să vină să-i mulțumească. Da. mi se părea așa de ciudat, dar ce satisfacție asta să aștepți? Ce primii 8 ani au fost mai grei, dar după aceea au început să vină generații, cu genera Bine. generații după generații să spună mulțumesc. Asta ce am învățat acolo a fost valoroasă, asta m-a ajutat mai departe și cred că asta a intrat în ADN-ul meu. Să am și răbdarea asta de coacere a unei informații care este preluată, sintetizată, personalizată mm -hmm. și apoi, bă, uite, sămânța aia funcționa la mine. Mi-ai doar o sămânță, că eu nu mi-asum prea mult din mm -hmm. succesul unui om care a reușit să-l ducă mai departe. Poate 1%, maxim. Dar sunt bucuros că acest 1% are relevanță. Da. Apropo, dacă tot suntem la IGLCC, nu informații gratis despre lucruri care costă, poate vin la comentarii oameni și să ne spună ce-au luat bun din ce-au învățat în ultimii ani l-au aplicat și le-a schimbat ceva în viață, pentru că exact ce spuneai, până la urmă viața este schimbare și dacă ne cimentăm în gândire ca acum 3 ani, 10 ani, 30 de ani, S-ar putea să nu mai funcționeze. Ce a schimbat? Ce a mers bine pentru voi? Spuneți-mi mai jos la comentarii și dacă tot aruncați acolo, dați și un like, dați și un share pentru că cred că merită și dacă nu v-a plăcut până la final, vă luați like-ul înapoi. Ne-a mai zis Radu Neagă chestia asta, ce că funcționează. Nu era ideea. Da. Nu era ideea. Așadar, începem? Într o introducere v-am spus destul de lungă și o să încep direct cu un titlu care s-a material care s-a publicat chiar astăzi, eu, Cristi, pe Financial Times și titlul zice totul. The global economy is not going to be calmer anytime soon. Adică economia globală nu se liniștește prea curând, iar în poză... La momentul ăsta, jumătate din cei care se uită dau exit. Hai să mă uit la niște pisici, hai să mă uit la ceva, fanii, că, băi, mă, mă deprimați. Adică ce veste bă, e asta? Cred. Ce veste e asta anytime soon? Adică dă-mi o referință. Știi că oamenii tot timpul în coaching de. în coaching se pune o întrebare când cineva vine și spune că e foarte greu și spui, ok, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Și de ce pui întrebarea asta? Ca să setezi un fel de fund al fântânii, ca omul să mm -hmm. se simtă confortabil. Exact, că la 50 de metri măcar ce ok, măcar știu că sunt aici. Anytime soon nu setează niciun fund al fântânii. Adică zice, anytime, time soon poate să fie 5 ani, poate să fie 3 ani, poate să fie un an, iar psihologic vorbind, am citit un studiu acum vreo două săptămâni, oamenii au nevoie de maxim, pot să perceapă maxim un an de zile să le spui că un an este greu. Deci, ap, tu, deci după un an de zile, peste un an de zile, este deja dezolant. Un alt nou normal. Da, deci dacă îmi spui că un an de zile e greu... 80% sau ceva de genul ăsta deja puteau, când se trecea de un an de zile, deja 20% doar mai aveau disponibilitate să-și facă un da. plan pentru că era, men, ai depășit hai să limita mea. Hai să vorbim cu ea 20% care oricum schimbă lumea. Pare tot, da? Știm da. clar că 20% din oameni fac 80% din muncă, aduc 80% din valoare și atunci cred că și cei care ne urmăresc ar putea să fie mulți dintre ei din zona aia de 20%. Sunt curios să-mi arăți un drop de ăsta când le-am dat asta să dacă s-au dacă -au dat, au dat exit mult sau nu. Acum, noi nu ne-am propus neapărat să rupem norii, ne-am propus să fim cinstiți. Amintește-ți. Da. Băi, e adevărat? Da, o spunem. Da. Atunci, dacă știm clar că următorul an cel puțin o să fie rău, hai să încercăm să definim un pic ce poate fi rău, dar să scoatem și ceva oportunitate de acolo. Da? Corect. Și atunci, situația la, la Niște zi... opțiuni, pentru că, încă o dată, noi nu știm exact ce se va întâmpla, nimeni nu știe. Noi facem... dar acum adică nu știi, dar tu ne-ai spus da. că nu o să mai fie de alea, nu o să mai fie nu, de alea. Nu, da. Câteodată ne ies, câteodată le, câteodată le nimerim. Uh, și de cele mai multe ori sunt lucruri pe care eu le experimentez în viața mea și le șeruiesc cu ceilalți. Nu putem să punem degetul pe ele la fix, da. însă cred că ce putem să facem prin acest exercițiu este să-i să stimulăm să uh, lege mai multe puncte între ele, să facă legături cu mai multe elemente pe care le iau și din alte părți și să-și formeze o părere, pentru că cel mai important în perioada asta este să avem niște opinii educate, muncite și să nu luăm doar ce scrie într-un ziar sau ce spune un prieten. Da. Deci cred că ăsta e critical thinking-ul pe cu care toa, trebuie să-l astea. Trebuie să contrazic cu unii speakeri, motivațional sau de apana, moti sau demotivațional, de <laughs> care vin și spun cei cu toate studiile astea? Ascultă-ți instinctul! Ce-ți spune ție bunul simț? Mie bunul simț îmi spune să sar pe gagica aia. <laughs> depinde unde am crescut, nu? Nu? Depinde, da, depinde unde am crescut. Hai așa. totuși să avem opinii educate. Da. Da. Cred că cred că, o, cred că e o combinație dintre ei. Cred că uh, această intuiție, într-adevăr, trebuie ascultată și antrenată, că și ea trebuie antrenată, că e ceva ce rezonează, noi rezonăm, peste tot, în tot timpul rezonăm. Și există acest transfer de energie. În egală măsură trebuie să ne uităm și la lucruri raționale, fapte, care există mm -hmm. deja lângă noi, și să nu le tratăm cu dispreț că ele reprezintă doar trecutul, că ele reprezintă un alt trecutul foarte apropiat. Adică da. sunt uh, ieri, nu sunt acum 10 ani, Corect. sunt ieri și în egală măsură să ne uităm împreună cu alți oameni cu care putem să ne imaginăm viitorul, chiar și în genul ăsta de context virtual, să ne construim o proiecție asupra viitorului mm -hmm. care e un fel de reprezentare personală asupra viitorului și când avem toate elementele astea trei, cred că putem opera mai bine, să nu operăm doar cu un sing o singură putere. Hai avem să, cel hai, puțin hai, trei. hai să intrăm pe, pe aplicat, oamenii vor să audă, deja Iau de aici așa. Ce zic? Hai mă odată, mă, hai, ce mă, cu Hai, hai cu exemple. Bine, hai. În interviurile anterioare, tu ai cântat regviemul Prohodu Abundent ai spus că gata, adio abundență, va fi din ce în ce mai greu să găsești produse de calitate la un preț predictibil. Da. Și se, se, confirmă lucrul ăsta. Acum timpul de așteptare la produsele de volum crește, ca să mai vorbim de produsele premium. Între timp, toate companiile auto au început să vândă doar versiuni super echipate, dacă o vrei, anul ăsta, adică... Cu marjă mare. Cu marjă mare. Corect am văzut dispariția de pe stoc a produselor de înaltă eficiență sau de bună calitate la un preț corect, deci zona premium uh -huh. au cam dispărut. Uh -huh. Multe produse de lux care erau un store of value, să zicem. Știi că povesteam acum pentru bogați, e o problemă de bogați, n-am eu problema asta, <laughs> la Rolex, ci că nici măcar nu mai intri pe lista de așteptare, intri pe un fel de wishlist din ăsta care nu are niciun fel de finalitate. Deci și bogații au problemele lor, da. săracii. Săraci, de. Și la acturi aceeași poveste. La privăjeturi e aceeași poveste, companiile mari de, de, de fractional ownership au cumpărat sute de avioane, aproape au cumpărat producția în avans, pentru că și-au dat seama că nevoia asta va crește tot mai mult de uh -huh. autonomie și de. și oamenii individuali nu mai au decât să cumpere second-hand de altundeva. Și revenind la second-hand, în momentul ăsta, la second-hand, o mașină SH de 2-3 ani costă cât costa mașina aia nouă cu 2-3 ani. Interesant, vezi, nu? Niciodată nu am fi gândit la chestia asta. Asta n-am putut să o anticipăm, vezi? Asta n-am anticipat-o. Deși am avut niște voci care ne-au spus, Emil care ne ne-a atenționat, pe exemplu, într-un interviu, zice, ne uitam noi împreună pe comparator, era loganul 8 euro pe zi. Dacă căutăm acum un Logan uh, pe zi, Radu dă tu un search până când termin de asta că îl găsești. Deci dacă mai găsești o mașină de închiriat de 8 euro, o mănânc. O bicicletă, păi nici bicicletă. Nici și, biciclete. Parcarea, și parcarea în Herăstrău costă mai mult, dacă 2 <ră> euro pe oră sau nu știu cât m-am speriat. Da. Deci cu abundența. Da, cu, cu abundența în sensul ăsta, adică să găsești orice când vrei doar să ai bani și să vrei să cumperi. Încă o paranteză, chestia asta e să zicem că sunt produse de care te poți lipsi. Da. Și biletele de avion, ai zicem că te poți lipsi, nu te mai duci. Da. Și alea s-au toate, dar da. am văzut bilete de sute de euro la Ryanair în Italia. Da. Dar revenind la chestii mai concrete, avem probleme la uh, tot felul de alimente de bază care fac bulă din asta pe termen scurt, iarăși. Uite, cum americanii cu laptele praf am avut noi aici. Uleiul cu, sau ce? Faza cu uleiul. Da. Și tot felul de chestii de genul ăsta care s-ar părea că nu sunt ultimele, vor mai fi. Pentru că ucrainenii au anunțat și că jumătate din producție nu s-a recoltat, ce să vezi, și furnizează 20% din caloriile planetei. Da. O să fie un pic de tricie acolo. Deja prin Africa se vorbește de foamete. O să fie foamete la ei, dar nici la noi nu o să fie fără efecte avem și pe mâncare, avem și pe uh, electronice, avem pe mașini second-hand sau noi, avem pe orice vrei, pe produse de lux, pe avioane, pe tot paletarul ăsta. Da. De ce? C și cât mai durează? Toată lumea întreabă asta. Ca și timp, până când reașezarea economică nu se va termina, treaba asta va continua. Pentru că noi parcurgem acum o, o reașezare globală a finanțelor globale, a modelului economic și chiar de, a modelului de guvernanță. Nu se poate reașeza nimic până nu pui la pământ tot ce era pentru ca oamenii să fie dispuși să facă schimbarea. Cum adică? Adică... Doar prin demolare? Păi e ca o casă veche, construită prost, nu prea mai poți să construiești pe ea. Nu mă speria, te rog. Dar Nu te sperie, de... dar uite-te și tu la ce se adică, întâmplă. Toate adică adică astea... n-am văzut fundul. Nu... Nu, încă stăm în niște căsuțe care sunt au încălzire, au tot ce trebuie, e safe, nu intră hoții peste tine ca ai garduri. Din păcate, ce am construit în ultimii 50 de ani se pare că nu este sustenabil. Și singura metodă prin care oamenii să contribuie cu plăcere și cu, cu disponibilitate la reconstrucția unei noi lumi este să piardă majoritatea lucrurilor pe care le considerau parte din confortul lor ca să vrea să construiască o nouă lume mai bună, cu entuziasm, cu înflăcărare patriotică. Deci nu suntem în stare să facem ceva nou din ceva vechi. Nu prea. Dar uite și ciclurile trecute cu războaiele, că ele nu s-au întâmplat doar pentru că era chiar o râcă foarte mare. Ele sunt într-un fel necesare în reașezarea lucrurilor. Du-te tu și spune omului cu vorbă bună că va trebui să renunțe la o grămadă din lucrurile pe care le are și să-și micșoreze standardul că ne punem noi aici câțiva să construim o lume mai bună în viitor pentru copiii voștri. Come on! Hai, mă, cam Hai uși. să mergem pe exemple. Eu deja văd reacție de ură când le spun oamenilor că trebuie să se gândească foarte serios cum își încălzește și își casele de parcă eu le cer să facă chestia da, asta, nu, da, nu nu prezentul. Păi vezi, apropo de discuția noastră inițială, oamenii nu, prea, nu prea vor schimbare și e foarte greu să se, să schimbe și obiceiurile pe care ei le-au considerat parte din confortul lor, pentru da. care ei consideră că au muncit. Și acum, ca să ne întoarcem la întrebarea ta, cred că sunt, să ne ducem și la niște soluții. Cred că oamenii, pentru a trăi fericiți în perioada următoare, ar trebui să-și reevalueze necesitățile și să facă mare diferență între ce e necesar și ce este pe wish list. Doi, să-și găsească modalități alternative de identificare a produselor în afara lanțurilor complicate internaționale globale, adică cât mai locale. Uh -huh. Și trei, să, încer să încerce să, să, să vadă cât de mult din viața lor poate fi o oră, două, într-un mediu digital în care ar putea să-și optimizeze o grămadă de lucruri și să nu mai aibă consum. Altfel spus, decât să te duci și să faci nu știu, 45 de minute în București, dintr -o, poate chiar o oră, dintr-o parte într alta, să poluezi tot orașul, să faci toate lucrurile pe care le ai de făcut, să, ta benzina, să consume ta benzină, să consumi ția nervică și ajungi acolo cu un pachet de nervi, că tu vezi destinația, de departe tu o vezi, dar nu, nu mai ajungi la ea niciodată. Să se gândească dacă nu cumva e mai eficient să folosească o formă digitală de rezolvare a problemei, fie că este o semnătură digitală. Gândește mm -hmm. cât de câți kilometri, chiar am văzut un studiu, cei de la DocuSign, ziceau că au salvat nu știu câte mii de tone pe zi, pentru că nu mai trebuie omul să meargă să semneze ceva și pur și simplu o aplicație în care semnezi digital și are validitate semnătura ta. Adică să vedem cum putem folosi partea tehnologică să contribuim cât mai puțin la, la amprenta noastră ecologică, la efortul da. nostru. Și la când la nu urmăresc, nostru. cred că deja folosesc. Faptul că sunt pe YouTube arată că deja sunt destul de digitalizați. Poate nu suficient, poate mai sunt lucruri de îmbunătățit, dar hai să ne întoarcem un pic la ce mâncăm, cum ne mișcăm, lucruri de felul ăsta. Practic, tu încurajezi oamenii să trăiască un stil de viață mai frugal. Da. Ascetul urban, știi? Asta e. Ok. Mai puțin. Dacă poți să mergi de aici-colo cu o trotinetă electrică, tâu ok, o să te vadă alți băieți care au și ei mașini străine și bă, așa și o să râdă, și ca în chestia aia comică cu ceva comedian român care zice, băi, l-ați văzut pe țirea conduce singur avionul? Da, o să zică la ce faci mă cu trotineta? Că tu ai, nu știu ce mașină, ce te... Uh, dar chiar dacă ce te lași permit, așa? Tu ești așa de sărac da, da, acum? Încă, încă și permite fine, benzina. Mă duc până acolo. Dar, dar nu e o chestie de permis acum, e o chestie de resetarea unui stil de viață și de reintrarea într-un firesc uh, nordic, dacă vrei. Adică, dacă mă duc de aici până acolo și am 500 de metri, nici nu pornesc mașina, mă duc pe jos poate, sau folosesc bicicleta, sau folosesc o trotinetă electrică, sau folosesc un mijloc de transport uh -huh. pe care îl șeruiesc cu cineva. Adică trebuie să intrăm. Motivul pentru care suntem acum în lipsa asta de lucruri este pentru că am exagerat cu ele și am făcut risipă. Și s-a arătat că este nesustenabil și pentru de. planetă, și pentru oameni, și nici n-a adus mare, uh, mare uh, fericire oamenilor. Corect. Gradul de fericire nu a crescut prin consum. So, deci am intrat într o risipă globală în care Mai mult de jumătate care aruncăm, aruncăm mâncare. Folosim niște lucruri până la un ciclu de viață de unu, un an, un an jumate și trebuie să schimbăm modelul nou de telefon și pe ăsta nici da. măcar nu ne interesează unde l-am aruncat și ce face mai departe. Adică, risipa Cred asta. că la telefon am început să fim mai economi. Eu văd chestia asta. Crezi? Că, da, e mai, e mai puțin interes pentru tehnologie, discutam cu Radu. Pentru că n-a fost inovație fantastică. Care e diferența între ăsta și acum trei modele? Doamne ajută că nu mai e pentru că încetinește un pic cererea. Da. Dar aș reveni un pic la ideea asta despre mâncare. Este chestia de bază, da? Trebuie să mănânci. Da. Și trebuie să bei apă. Da. Noi încurajăm oamenii de ani de zile să-și filtreze apa de la robinet care este potabilă. Da. da? Deci să nu mai luăm apă la pet. Poate învățăm să bem apă fără zahăr. Da. Nu? Da. Ar fi o idee. Da. Și când vine vorba de mâncare, dacă înțelegem că jumătate din tot ce cumpărăm ajunge la gunoi, poate încercăm să cumpărăm jumătate din cât cumpărăm de obicei. Da, asta ar fi o variantă, ca să începi să te obișnuiești și să nu mai te uiți la frigiderul Aveți tot mentalitatea de frigider plin. Da. Să fie frigiderul plin. Iar mă duc la magazin, iar îl umplu. Când, când îmi aduc, atunci îți dai seama că ai jumate deja expirat în frigiderul așa. Să fie celălalt. în caz de și acel în caz de nu mai vine. Da, dar vezi, în caz de nu este sustenabil, că dacă lucrurile se strică și supermarketurile nu au nimic pe raft, tu n-ai altă opțiune. Singura ta opțiune e să faci suprastoc care are predisabilitate mare. Nu e, Dacă te gândești, este stupid. Și atunci, care e soluția? Păi, soluția este odată să ai, să micșorezi consumul și ceea ce spuneai tu mai devreme, este să intri într-un alt fel de ritm, să schimbi obiceiul și să spui, mm. hai să cumpăr doar ce am nevoie, ce avem nevoie, cât consumăm, hai să facem un exercițiu, hai să nu cumpărăm ca apucații prin magazine doar că e la 400 de grame. Hai să mergem grame. cu listă. Hai să mergem cu o listă, hai să ne organizăm puțin, hai să facem un mic planning. Mă, cam suntem săptămâna asta aici sau suntem plecați cumva și n-am luat în calcul și cumpăr la fel ca săptămâna trecută? Păi suntem trei zile plecați. Ok, bun. Păi iau mai puțin din asta, mai puțin din asta, mai puțin din asta. Mă duc de două ori, găsesc o zonă în care să mă duc de două ori în trafic sau cumva să mi-aducă cineva împreună cu alți cinci vecini, să comandăm împreună, să optimizăm timpul și efortul și să luăm de mai multe ori. A doua variantă este să-mi găsesc furnizori locali. Mm -hmm. și dacă și eu pot fi considerat un furnizor local hai să-mi găsesc și eu o variantă a mea în curtea mea, în, în balconul meu în... eu am în Dubai o chestie de asta în care cresc niște roșii dar e cum să spun, e pui apă și e din plastic chestia asta în mm -hmm. care stă, știi? Bă, funcționează am putea <laughs> să avem în toate balcoanele din România unde bate soarele ușor o microgardenă în care să poți să-ți pui lucruri de care tu să ai nevoie și care să reprezinte exact partea asta de ce ai nevoie proaspăt. Și n-ar fi un semn de sărăcie. Și n-ar fi un semn, ar fi un semn de autonomie, ar fi un semn chiar de reîntoarcere într-un firesc al lucrurilor. Efortul pe care îl depun să cresc niște lucruri. E mai este încântată de chestia asta că vede cum crește. Ea nu mânca busuioc și alte lucruri că îi se părea dar acum când crește acolo mamă, e o taie. Uite ce fai miroase. Bă, ce bine Pentru... miros astea pe care le faci tu acasă, că nu? Și nu mai, nici nu se nici, nici nu există comparație între o salată pe care o mănânci în restaurant sau o comandă de undeva crește, și, cea care... Ce repede crește salata. Deci, una este să-ți micșorești consumul, a doua este să-ți găsești surse locale, a treia poate să devii tu o, măcar o mică parte să completezi din acest consum de al tău într-o micro capacitate de, 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 de producție și de, de creștere a anumitor elemente pe care poți să le faci, și după aceea să, să vezi care sunt formele asociative prin care poți să lucrezi și să beneficiezi de proximitate. Sunt o grămadă de ferme, am, am înțeles că au o și în București, în care tu practic îți închiriezi o bucățică pe care uh -huh. ți o cultivă cineva și la care tu te duci și ei. Deci, un fel de ceape? Un fel de ceape. Dar să știi că acum, râdem, glumim, dar uh, etapele prin care trecem acum ne forțează să fim din nou asociativi. Acum, noi știm, eu știu că românii au o problemă cu asociativul. unul, că nu ne putem înțelege doi la o masă, doi, că avem sechelele comunismului prin care ne-au asociat cu forța, dar ghinion. Funcționează. Se, pare, se, pare că, se pare că istoria are lecțiile ei. Păi eficiență. Da. Și de, efic de eficiență ne vom lovi în perioada care urmează. Trebuie să facem mult mai eficient totul te să consumi mai puțin ca să arunci mai puțin și să se rămână mai mulți bani pentru altceva, pentru că banii pe care i-ai valorează mai puțin. -acum, eu nu vreau să fiu uh, așa, să panichez pe cineva. Eu vorbesc de un stil de viață care ar putea să fie mult mai sustenabil în viitor, indiferent cum lucrurile se vor, uh, se vor duce mai departe. Da, de dar e greu să cerem asta, exact cum ai zis tu, unor oameni care au cunoscut lipsa să le spui că da. dintr-o dată ar trebui să consume mai puțin, să se vede ce urmează dacă le spunem că poate la iarnă n-ar fi rău să înceapă să se învețe cu 20 de grade în casă. Și uite-te la comentarii în momentul ăsta. Da. Nu, e foarte... De și, a, de și... a, cu asta am și început. E foarte greu să uh, construiești o casă uh, poate cu 5 nivele mai mare și mai structurată, în timp ce oamenii trăiesc în casa veche și să nu le faci gălăgie și să nu le... E mai ușor uneori să razi casa respectivă, să-i țin corturi 2 ani de zile și după aceea să-i bagi înapoi într-o casă nouă și ei să spună, Doamne aștă, bine că avem acum o casă. De. Eu I-am auzit povești cu oameni, spre exemplu, în austrieci care nu dau drumul la încălzire iarna. A mi cum fac chestia asta. Dorm cu plăpumile pe ei așa și cu geamurile deschise iarna. Da. Dar tu vezi că oamenii spun, bă, ce bine era în trecut, dar în trecut când se dormea cu 18 grade și cu dona peste, ei nu mai vor chestia aia. Oamenii folosesc chestia asta, ce bine era mai de mult când era, numai la ce le convine. Mm -hmm. Că mai de mult erau și ce, cele care de, de, care zici tu acum. Așa de. se dormea la mine la țară. Se puneau niște lemne pe foc care se termina la ora 2. De la 2 noaptea până la nouă dimineața sau 8 dimineața când ne trezeam, era 18 grade acolo și dacă, dacă, azi, dacă uitai o mână pe afară, o trăgeai cu cealaltă înăuntru, că era înghețată, știi? Deci, dacă ne uităm onest la trecut, avea și aceste lucruri la care trebuie să ne întoarcem. Dacă ne place trecutul așa de mult, hai să ne întoarcem la efortul pe care trebuia să-l depunem pentru a pune ceva pe masă. La uh, nevoia de asociere primară cu vecinul, cu cel de lângă tine, ca să poți să obții un rezultat mai... mai... Ca să ai ce să pui pe masă, da. carne o dată pe săptămână. Din nou, iară, ce-i rău în asta? Ce e rău în asta? Da, dar atunci trebuia să muncești. Uite și cât de multe studii sunt Pentru care mâncare. fac legătura între, între consumul de, de carne și toate bolile de. moderne pe care le are umanitatea. Trebuie să ne uităm la aceste lucruri. Adică eu nu, eu nu spun că una sau alta e bună. Eu nu spun că încurajez pe cineva să, facă, să o ia pe direcția... Dar trebuie să începem să, le, să ne uităm la ele și să începem să înțelegem cauză și efect, cauză și efect, cauză și efect. Și uneori să înțelegem că evoluția nu are tot timpul numai un pas înainte. Și s-ar putea să mai avem uneori și trei pași înapoi ca să poți să o iei pe alt drum de. pe care cumva pe ăsta te duceai pe o râpă. Corect. Da, viitorul nu este o, o linie dreaptă. S-ar putea să fie o spirală. S-ar putea. -ar, da, și s-ar putea să fie multe giratorii. Și dacă ne uităm acum cât de multe uh, giratorii greșite am luat? Și care ne-au dus într-o situație în care vedem că lucrurile nu sunt sustenabile, nu-i nimic nenatural să ne întoarcem unde ne-am rătăcit. Uh -huh. Și să vedem, acolo unde ne întoarcem, care e viața acolo. Uh -huh. Și cum am putea să ne ajustăm pentru ca noi, psihologic vorbind, să putem trece ușor prin această întoarcere și reconstrucție. Că, până la urmă, trebuie să fim și sănătoși mental în tot procesul ăsta. nu să ajungem acolo da. distruși cu capul, ci să ajungem optimiști, bucuroși, fericiți că am avut viziunea, puterea, determinarea colectivă de a ne întoarce dintr-un drum care părea că se duce rău, că nimeni nu-i fericit de modul în care lucrurile merg în lume. Și atunci, what's wrong with going back? Așadar, cu un pic de onestitate, putem cu toții recunoaște că nu e bine acum. Da. Și atunci, de ce am continuat așa? Exact, trebuie să vezi paradox. Deci nu e bine, dar nici să nu fie altfel, să nu ne întoarcem. Să nu se schimbe. Să nu se schimbe. Men, hotărăște-te odată, dacă nu e bine în direcția în care mergem. Ce vrei să facem? Să ne oprim acum? Să stăm 40 de ani ca să pe aici? Să ne învârtim, Ce să, să facem? Să facă corporațiile. Să facă corporațiile, să facă guvernanții, să facă nu știu care. Da. Ca și când aia vor binele cuiva. N-au -au nicio, nicio agendă comună. Aia nu au treabă. Ăia n-au treabă cu noi. Ăia nu sunt puși acolo să ne servească nouă. Ăia nu sunt puși acolo ca să ne facă pe noi mai bogați. Ăia nu sunt puși acolo ca să producă mai multă prosperitate pentru statele în care operează. Astea sunt fapte, din nou, arătate de studii și de cifre. Și bineînțeles și de istoricul pe care îl vedem cu toți ăștia de 30 ceva de ani care niciodată n-au servit intereselor naționale, ci au servit intereselor internaționale, care și ei mai departe servesc altor interese. Când le vedem lucrurile astea și le... Și acum cu internetul ăsta sunt atât de okay. transparente... Da, ok, știți, singura soluție pe care o avem... Care este să ne sărăcim singuri stilul de viață? <laughs> ne, 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 vrei să ne transformăm la loc în țărani? Asta, asta este forma noastră de revoltă? Nu, 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 Cred că fiecare trebuie să aleagă. Dar asta e o opțiune. O opțiune este să facem scale down a stilului de viață. Să facem un scale down al modului în care noi cheltuim resursele noastre și cum vedem resursele și deodată să le înțelegem că sunt limitate și că nu există. Okay. Dacă le mai vrem naturale, dacă le vrem artificiale, acolo vom găsi soluții să le multiplicăm. Uh -huh. Dar dacă le vrem în continuare aproape de DNA-ul nostru, de ADN-ul nostru, atunci trebuie să înțelegem că planeta asta are o capacitate și ea săraca. Și, de. și cel mai mare, cea mai mare problemă a acestei planete nu este suprapopularea, ci este suprarisipa pe care noi o producem în această capacitate de producție limitată. De. Am citit o chestie interesantă, cum că toată umanitatea încape în statul Texas. Dacă ar fi să stăm toți acolo la un loc. Da. 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 Deci e loc. Problema este că consumăm foarte mult și aruncăm foarte mult, facem foarte multă risipă și trebuie, prin tehnologie, am reușit să înmulțim produsele astea pe care am reușit să transformăm mâncarea pentru care munceam, căutam mâncare și o săptămână dacă era nevoie, vădător cu legătorul, pleca după mâncare, căutam mâncare și o săptămână dacă era nevoie. Așa că știi. Da, așa adică era. Asta cu fasting a fost încercată băda, și o săptămână nu mâncau până găseau ceva. Logic. Dacă era nevoie, nu? Și acum ne-am obișnuit cu trei mese pe zi și două gustări dacă e nevoie, și ceva dulce și un sneculeț la film și mâncam. Și carne în fiecare zi. Da. Să fie acolo. Și atunci, asta este o chestie, așa? dar la mâncare am putea să ne uităm și să recunoaștem că dacă vrem multă va fi proastă, dacă vrem bună va fi puțină și ne va fi mai și bine va fi scumpă. Da. La fel ca și benzină. În viitor. Și nu o să o găsim întotdeauna. Dacă vrei motor de 6.000, mii, că vorbeam cu băieții la intrare, dacă vrei de 6.000, mii, plătești și taxe și o să plătești pentru benzină. Mai ai asta nu? Nu, l-am dat. Serios? -am dat. Câte păi -a... nu, a fost prea scump transportul și taxele până acolo. Plus că acolo e mai ieftin decât aici. Pentru că da. sunt mai multe. Dar nu ți-ai luat asta acolo? Nu. Are mult mai te... chill. Le zici oamenilor? Ce mult mai chill. mult, zici? Mai, chill. mult zici? mai chill. Nu le zici? Suntem mult mai electrificați acolo și mai e, e unul din puțini oameni pe care îl vedeți în Dubai cu electrică. Da. Da. Bine. Deci, am, am stabilit așa dacă putem trăi un stil de viață mai frugal ca o metodă de răspuns la lipsa abundenței. Da și chiar uh, dacă vom vedea plusuri și minusuri, chestia asta ne va ajuta pe noi să fim un pic mai rezistenți, mai rezilienți uh -huh. pentru ceea ce urmează pentru că nu știm exact cât va urma. Asta e o perspectivă, dura. dar să fim și mai sustenabil în viitor, într-un nou viitor. Pentru că nu e doar o chestie de... Uh, uh, eu nu încurajez oamenii să facă exerciții de reținere uh -huh. din frică, ci să folosească o ocazie care ne apare în fața noastră ca, o, ca un test, să vadă dacă nu poate să-și restructureze stilul de viață pentru a fi mai sustenabil în viitor. Deci nu de frică acum da. și de panică, hai să nu mai mâncăm da. și să ne ținem, că oricum știm că dacă ceva ne ține din exterior o să ne bunim pe interior. Of course. Ci să fie un, un, un... Bă, stai puțin, hai să punem sub semnul de întrebare stilul nostru de viață de acum. Dar, apropo, te-ai te întrebat vreodată de ce marea majoritate a celor care ne înconjoară, dacă predicăm, cred că și noi de aici în încăpere, putem face un mic sondaj, avem un pic de public astăzi la interviu, câți dintre cei de față ar vrea să mai dea jos niște chile? Deci, a, a, 3 din 5 ar vrea să dea jos. dați dați și lui Ioana ceva că ea vrea să pună, auzi. Așa. Deci, și dintre cei care se uită la noi, dacă ar fi să facem un sondaj, am mai văzut chestia asta făcută, mai mult de 80% ar vrea să dea jos niște chile. Da. Păi eu mi-am mi luat o aplicație de asta că am vrut să văd care e, ce consum de fapt. Cel mai simplu ca să slăbești este să mănânci mai puțin. Poți puțin, simplu, da. da de poți că po -ai, poți -ai să faci Nu aer și... Băi, de la aer, mă, am vorbit prea mult, am luat prea mult aer. Da. Da. Deci soluția, o, o spun și nutriționiștii și antrenorii și oricine, soluția nu este să faci mai mult sport, da. soluția este să mănânci mai puțin. True. Și, și nici nu ne dăm seama, fără să contorizăm, cât băgăm în noi. Eu când am făcut da. aplicația asta m a speriat. Permanent 3.000-3.500. Okay. În fiecare zi, da. Permanent. Ce aplicație? Aplicația asta My care are baginea. baginea mai Fitness Pal. A, okay. Baginea tot acolo ce ai mâncat. Păi de, 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 te sperii. Deci dacă nu monitorizezi, e o vorbă și în business. You get what you measure. Și poți să schimbi acele lucruri pe care le măsori. Până nu le măsori, habar n-ai. Așadar, toată lumea pauză la clip, haideți, mergeți pe Google Play sau în App Store, descarcați MyFitnessPal și încercați să vă măsurați caloriile. Nu asta, că Hai asta aici. e pe bani, găsiți una gratis. Sau găsiți una gratis. <laughs> Auzi, dar există, e toată aplicația, cred că și Google Fit, nu știu dacă face chestia asta. Uh, Apple gratis, Health, gratis, o fac... gratis, da, sunt o grămadă Găsiți o aplicație gratis cu care să vă monitorizați Calorile și s-ar putea să fiți surprinși că băgați în voi Mai mult decât aveți nevoie da. Pentru că un om sănătos, un bărbat N-are nevoie de mai mult de 2200 dacă se și 1850 mi-arată mi că zice că sunt mai Ești Sedentar da. Deci dacă faci un pic de sport 2000 și așa N-ai nevoie de 3000 ceva de calorii Și atunci diferența de calorii Ai plătit-o undeva Dacă vrei să fii mai sustenabil și mai eficient Tai de acolo Vrei să slăbești dar totuși mănânci ai vrea să cheltui mai puțin pe lucrurile astea, dar cu toate astea, cum consumi ca apucatul când ajungi în un supermarket, zici că se închide mâine ei sfârșitul lumii. Trei, nu ai niciun fel de sursă de alimente proaspete și de de, 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 sourcing apropiat pe care să te bazezi. Nu mai vorbim de faptul că nutrițional vorbind, alimentele care sunt de mult ținute în supply chain-ul ăsta complicat, pe care nu-l cunoști, că nu e pe blockchain încă să-ți arate când din a din Costa Rica. Da. Că, bă, frate, acum două luni jumate, tocmai a plecat din Costa Rica, e proaspăt venit. <laughs> proaspăt venit. Este proaspăt venit. Da, deci nu avem... Plus că plus obsesia asta de a mânca avocado roșii și de toate în, toat, în tot timpul anului. Da. Lipsa de diversitate din pe Africa care noi... Din Africa de Sud. Bă, nu, să mâncăm aceleași lucruri. Nu contează când e sezonul, eu vreau să mănânc avocado, roșii și castravete în fiecare zi că ăstea îmi plac. Unu, n-ai diversitate. Doi, ăstea nu sunt proaspete că nu sunt de sezon. Deci au venit de undeva de acum trei luni când au fost în sezon. Mm -hmm. Au venit necoapte, pus pe ele o grămadă de soluții ca să nu se strice până acolo, ținute la soare sau eu știu ce căldură da. ca să facă nu știu cum, udate frumos în magazin ca să arate proaspete și tu le mănânci și lei de bune. Hai că nu, nu suntem un podcast de nutriție, oamenii... Bă că, da, așa că, pare. da, așa pare. Așa pare, zic da. că, că ne-am dus da, se, ne -am, început, du -ne -am, am început de la mâncare. început avem... de la bază. Bun, ok, mâncarea. Jos, asta e baza la care oamenii zic... Ah, la mâncare, ce da, să da fac? dar în, în coșul românului, în cheltuiala românului, mâncarea rămâne în continuare cea mai mare cheltuială. Dintre toate cheltuielile, cea mai mare rămâne mâncarea. Și atunci, hai să vedem, primul rând să o rezolvăm asta. Da? Mai puț. e, coșul, coșu mare sau e venitul mic? Cred că două. <laughs> poate mai puțin de la livrări, poate ne mai și gătim. Ai mei am văzut că am început să-și aducă mâncare gătită de acasă. Vine cu niște caserole, Radu și cu Ioana. Am început și voi le mâncați, și eu, și și voi le mâncați din ele, că bune, nu? Mai... <laughs> nu, nu, nu. Avem frigider la comun, toate le-aș aduce. Exact, Toate <laughs> Toată lumea așa aduce, dar nu spune neapărat cine mănâncă de acolo, nu? Băi, să știi că nu avem urși gunoieri. <laughs> Știi că Găsi poză cu George când bagă mâna și îl prinde și zic Bastard. Mm, nu. Încerc și eu. M-am mai dat însă la laptele de cocos și de migdale ale lui Ioana. Da. La cafea mai da. trebuie. Da. Bun, am vorbit de mâncare cea mai importantă cheltuială. Apoi am, am, vorbit de faza asta, că dacă vrei să stai în oraș, na, așa. Uh, dar abia începutul. Pentru că uh, spuneam că nu va fi bine prea curând. Și acum aș vrea să mă turc un pic la macro. Da. da. Am zis problema, hai să vedem cum o rezolvăm acolo. Asta este o rezolvare simplă da? și poate să afecteze procente simple sau zeci de procente în bugetul lunar al fiecăruia dintre noi, da. mai ales pentru o perioadă cu foarte multe vulnerabilități. Și hai să vorbim un pic de macro, să întoarcem da. un pic la situația macro, pentru că pare că este încă ok. Afarei verde, vin, au venit vacanțele, mergem cu toții la mare, mergeam la munte, toate hotelurile sunt pline peste tot, da. uh, toate costurile sunt mai mari ca niciodată și totuși hotelurile sunt pline. Deci, uh, știi, e, pare așa că suntem cu toții ok. Uh -huh. Lăsați. Am trecut cu bine. Nu există nicio problemă. Eu am plecat la mare. Nu vreau să aud. Ce ați zis, război? Nu. Schimbări climatice? Nu. Uh, nu, e, nu e nicio inflație, eu mă duc în concediu. Nu pot Vorbim să. Vorbim din septembrie. Vorbim din septembrie, nu? Așa zic. Din da. septembrie reluăm conversația asta până atunci. Vă rog, lăsați-mă că m-am chinuit destul în ăștia 2-3 ani. Da. da. Și? Și? Care e întrebarea? Așa cum vine întrebarea. Ok, deci, până septembrie mai sunt deci iunie, iulie, 3 luni? Da. 3? Da. A iunie e aproape gata, mai sunt 2 jumate. Wow. Doar 2 luni jumate până da. septembrie? Da. Păi, ce facem din septembrie? Ne uităm la... Ne speriem, ne, covrici. ne speriem, de lucrurile care s-au întâmplat în tot timpul ăsta în care n-am fost atenți, dăm vina pe alții și începem... Că n am mesi, fost în vacanță. Că așa, -au, nu și-au făcut treaba ăștia și că vor să ne... Fure. Fure, cineva undeva încalcă legea și să ne plângem mai departe că o să fie și mai rău și să ne... Asta e o variantă. Sau o altă variantă este dacă tot mergem în vacanță și avem un pic de timp, pentru prima dată în viața noastră poate, în vacanța asta să ne dăm jumătate de oră, să citim niște informații și să luăm niște informații care să vorbească cât mai puțin politizate, cât mai puțin, și cât mai puțin mainstream, adică publicațiile care nu urmăresc rating și urmăresc Hai să sau. oameni Financial care care Times, vrei? Da, Aș ce zici da? asta? Am pregătit aici, Deci zice așa, că. Deci, dacă îți arătam știrea asta acum un an, cred că cea că e fake news, da, e Financial Times în pana mea, dați <laughs> expresie. Zice așa că, um, The Federal Reserve a ridicat dobânda de referință cu 0,75 de puncte, cea mai mare creștere din ultimii 30 de ani de care vorbeam mai devreme. creștere că uh, procentuală? Procentuală deodată. deodată, da. Pentru că încearcă, țintesc o inflație de doar 4,3% anul ăsta, și zice aici că 4,3% s-ar bucura să aibă, dacă se poate, și Banca Centrală a Angliei, că ar fi frumos. Da. Uh. Și noi râdem de România că uh, își uh, declara acum câțiva ani de zile că își propun să nu depășească pragul de 3% pe care l-au setat cu, da. cu EU. Ca să ajungă și ziceam, la... domnule, dar ce, vai, așa mari sunteți, vă, chiar așa? Da. Dar ăștia au o țintă, îți dau în scris acum că o să depășească cu cel puțin 50%. Păi e deja la peste 8%. Și mai ales, depinde care este, care este referința pe care o dau, pentru că de cele mai multe ori introduc doar coșul de consum și dau randamente, dau cifre de astea populiste. Adică roșia cu roșia, morcovul cu morcov, dar nu pun lucrurile de infrastructură, nu pun real, piața de real estate, nu pun alte, alte tipuri de, de, de costuri care există în piață și care cresc mult mai mult și pe care nu le bagă în acest coș de consum pentru că lumea s-ar speria. Hai să vorbim despre chestia asta. Asta mi se pare cu adevărat important. Faptul că ne avem în România inflația de 13%, în America de 8% ceva la sută, băi, în realitate, nu sunt nu mă costă viața cu doar 13% mai mult. Mă costă mult mai mult. Așa e. Simți că e mai mult, nu? Totul este mai mult. Da. Orice totul, da? De la benzină, Râdem, glumim, băgăm tot de 50 de lei. Bă, da, dar nu mai ajungi cu 50 de lei acolo. Deci spunem doar. <laughs> Și ai înapoi că am depășit deja. Mi-am de făcut asta. mi a făcut asta Da, eu, eu chiar am, am, o mașină de tuns arba pe benzină. Când faci arba prea mare, aia electrică nu face față. Și mai am cumpărat, am o, am o canistră asta de 5 litri, 50 de lei m-a costat. Am făcut, altfel, am te, altfel te zi la iarbă. zici, bă, ce am investit în tine? Și am bă? zis, bă, da, serios acum, 50 de lei ca să tundi... Bine, mi-o să-mi ajungă Tu, da, aia manuală nu-i bună? Aia de învârzi de ea și tai așa frumos? Nu, nu că nu-i drept, că nu intră acolo. Vezi, apropo de, apropo de confortul nostru și de obsesivitatea noastră pentru un stil de viață care să fie perfect. Bă, nu era bună iarba și dacă era imperfectă. Hai mă, că eu cu un litru tund da, două acum, ori. Da, da, mă, exact. Încă acum, permis. exact la chestia asta. Uite, exact de asta te-ai luat, de ăștia 50, 50 de lei care-i plăcierea 5 litri mea de așa are fiecare câte o plăcere. Bă, o, mă lași... 5 litri acum, de benzină o dată la Te-ai luat de vinul meu, te-ai luat de friptura mea, da. te-ai luat de, de, iarba mea. las mă în pace, eu pe la astea țin. Și eu cred că la toate lucrurile astea la care noi ținem prea mult, da. o să ne doară... Mă, dar ce te de ce te-ai de gazonul în meu? Care... Dar serios acum, am dintre, am toate, dintre, toate, toate lucrurile... <laughs> Auzi, interviul ăsta se scurtează. Put totul până la gazon. <laughs> Sau vină tu și felul ca lumea, dacă vrei, și dai tu cu forfecuța, așa da. la capet Să vezi dacă îți convine. Exact. Da. Păi, ce eu n-am treabă. <laughs> exact. Băi, sunt important, mă. trebuie să fac repede asta eficiență, optimizare, să arate Bă, bine. Da. da, mă da. Toate astea care, pe care le vrem noi foarte mult, acum o să ne doară uh, tot mai mult atunci când ele se limitează. Asta e tot. Ok. Nu dacă... că e bine, că e rău, o să ne doară că ținem prea mult la ele. Da, mai scos din toate <laughs> <ce>, din curte <laughs> Am mai scos din gazon, avem mai puține iarbă. Mai bine pui roșii. Avem ceapă. A, avem, <laughs> avem, ceapă. A, avem ceapă, da. Ceapă, roșii. Chiar, chiar. ne facem un strat de legume aici? Decorative. De da, ceapă. Uite, fiată, pe partea Bă, decorativă. Au spus, au ceapă decorativă, cum există ceapă decorativă? Există ceapă, ceapă decorativă, râzi. ia e aici care e ca un glob așa. <laughs> Dar de ce ți-ai pune ceapă? Avem decorativă. și salată decorativă, avem varză decorativă. <laughs> Deci, la un moment dat, primările din România. Decorativă! Uite, uite ce bine ai băgat -o. Așa. Mai aduci mie una, te rog că m-am părinte. Dar, Dar să să, fie goală, o să, fie să, să știi că am o idee. O să pun un strat de legume aici în curte, la cavărerea, că avem numai plante. Avem numai floricele și din astea. Deci, gândește-te ce rol are obsesia asta noastră pentru gazon, când putem să avem cinci rânduri, mai ales dacă stai la curte, cinci rânduri de lucruri care pe care să le și vezi, să le și îngrijești, să le și vezi da. crescând. A venit în ăsta din Dubai să ne învețe pe noi să ne punem ceapă în curte. Ia mai du-te mă acolo la tine. Dar la, da, la voi mă ăla, acum faceți. Băi, ai să râzi, dar ăștia sunt obsedați. Deci în ultimii 10 ani de zile în Dubai au crescut, cred că, nu știu, vreo 30-40 de, de, de capacități de să de producție. Băi, deci ăștia sunt obsedați să fie autonomi. Da, și cumpără apă de la Israel. Și în retail, în magazine, este... Dacă nu cumperi local, de la local, plătești nu știu cât taxe. Ăștia au dat-o scurt, n-au mai cum. Că și aici la noi zic că trebuie să cumperi 40% sau 50% de la da. producători locali. Dar lanțurile mari de magazine zic, domnule, dar n-avem capacitate, că ăștia sunt mici, că nu știu care. Pe ei țin ei mici. Da, ăștia ce au zis? Au zis, că așa au zis și acolo, că sunt aceiași retaileri Au zis, uh, n-aveți, investiți în ei și uh, faceți o coparticipațiune. Vă lăsăm să faceți coparticipațiune, dar investiți în ei. N-aveți nicio scuză. Băgați bani, asigurați-vă. Da. Deci Carrefour, Oșan, toată lumea, Lidl, băgați în fermierii români ca altfel să vă ia mama focului. Stai <laughs> seama ce se bucure că vorbim așa. De... Bă, dar serios, e horror când te duci în magazine, vezi numai chestii aduse. Serios, chiar am nevoie de alimente de bază din Franța sau din, de, din Olanda. Chiar nu le putem face aici. Da, da. E, o, e o combinație între de capitalismul ăsta globalist care, care are și bune și rele, dar și lipsa de viziune și de, de, de susținere a populației locale, a politicienilor locali. Dacă lucrurile astea ar fi niște politici simple prin care să creioneze să acest context, băi, tu trebuie să faci, tu ce poți să faci în curtea ta? Să ai 50 de găini și da. nu știu cât. Cât ai nevoie de finanțare? Că oricum am dat bani o grămadă. Uite, te finanțez eu, mm -hmm. îmi plătești dobândă investesc în tine și îți fac legătura cu da, celălalt. Da. Treaba lor este să vândă și să facă profit din, Înțeleg. Cu, din cutii. Înțeleg. Deci, dacă nu creezi un cadru legislativ, un mediu, o presiune din mai multe părți, legislativă de la clienți, din voci publice ca acești retaileri să facă chestia asta, nu vor să face. pentru că ei sunt retaileri, ei vând chestii, da, da, nu plantează ceva. Da. chestii. Dar când vezi că lucrurile astea nu funcționează, în loc să plângem că nu fac politicienii și corporațiile chestia asta, am început să văd, mulțumesc, Hai, că a mers așa. Ai intrat în cadrul ușor. Așa, așa. Uh, cafea. Cum era? Decorativă. Deci, când, când vedem că, când vedem că uh, corporațiile -a să fac economia cuvern, la asta. Ai primit deja mai mică, oricum. Deci, cred că s-au uitat la tine și ai bă, dă mai. Uh, mai consuma apă cu asta. Deci, când corporațiile și guvernul ne lasă baltă, avem capetele celor două. Consumatorii și micii producători. Mhm. Uh -huh. Ăsta este secretul, ei trăiesc pe spatele nostru. Noi dacă ne hotărâm că da. nu mai avem nevoie de ei în lanțul ăsta, facem șorcat. Da, dar ei ne ne-au obișnuit și... cu ușurința. Știu, asta i ne-au dat acest commodity în care să mergem ușor, frumos, cu un coșuleț și cu bicicleta și să ne parcăm bicicleta și arată ca într-un Instagram story în care noi ne-am cumpărat niște chestii mișto de la un Taylor și ce, ce frumosie. e. Păi Mă uitam la reclama și de la, la doi nostru. pași uh, în care personajul principal vine cu o plăsuță din cânepă, cu legume acolo și face un grătar cu prietenii, se zice și ia o legume de acolo. Foarte mișto! Da, mă, da, ne, ne, vând, ne vând gogoși și noi le credem. Da, mă, da, ideea e generoasă. Uite, omul s-a dus la magazin, nu a cumpărat plastic, a cumpărat niște legume, le-a pus într-o plăsuță de cânepă și a făcut o întâlnire cu prietenii în grădină. Da. Asta e povestea, nu? Ceea ce, până la urmă, e ok, toți vrem comoditate, că nu, nu toată lumea vrea să apuce să-și pună stratul. Da, da. Deci nasol. nu să-și pună. E nasol. să, la... acolo și majoritatea tinerilor din ziua de astăzi au plecat, să se au plecat de la țară să ca să nu facă agricultură. Nu să se întoarcă, da. Și nu, nu o să vrea să se întoarcă. Așa că nu, nu, nu i forțăm noi, dar e o opțiune. Nu, da, există unii care plâng la țară că n-au ce face. Și ea de la oraș care ar vrea să aibă liniștea de la țară. Exact. Și atunci tu te duci și faci acest deal și zici, băi, cât suntem în blocul ăsta? 10 pe scara asta. Cine vrea să mergem la un gigel la satul de peste 20 de kilometri, 30 de kilometri cât o fi și să de. precontractăm toată chestia asta? Ce avem nevoie? Bă, coșul de legume săptămânal. De. Aie! Eu am avut un abonament de ăsta în Timișoara, coșul de legume, ca să vezi ce idiot consum consumator de ăsta, idiot programat. Și aștepți ca peste tot când zici bă, ok, coșul ăla câte kilograme are ce fel de sortimentație, că trebuie să compar și ei veneau prima săptămână, mi-au un coș nu era rău, peste trei săptămâni n-am mai observat eu ce a venit, peste trei săptămâni vine din nou coș eu deja mă uit, bă, cam multă varză nu mai sunt la fel de multe de alea, ați găsit acum la care omul zice, nu, ăsta de sezon deci apropo de ce spuneam mai devreme obsedați că vrem numai aceleași lucruri. Că nu cumva da. să plătim cumva prețul da. mai mare. Că nu Dar cumva cu toate astea plătim, plătim prețul mai mare. Plă, exact asta vreau să spun. Plătim prețul cel mai mare. În momentul ăsta plătim prețul cel mai mare și nu va scădea. Inflația o să crească. Vârful nu va fi în 2022, va fi în 2023. Da. Cu toate intervențiile băncii, băncii centrale care a dus bursa în cap față de începutul anului, bursa este minus 20%. Păi este... de ce au dus-o? Păi dacă au tipărit bani trebuie să-și ardă niște bani, nu? E simplu, in-out, în orice ecosistem. Hai să explicăm un pic de ce ajunge, cu bună știință, o bancă centrală, da, deci, practic, aia care fac banii, care printează banii, să-i să vrea să-i scoată acum din piață, pentru că efectul este dur. Da? Bursa se duce în cap, ei, toată lumea pierde. Nu există cineva care de protejat de pierderea monedei. Toată lumea pierde. Da. Au dispărut trilioane ca valoare. Da, dar cât au printat? Deci, socoteala e simplă. Dacă eu am o masă circulantă și am niște rezerve și eu aduc peste enorm de multă cantitate, cum pot eu să protejez dolarul american? O să dărâm niște piețe ca să dispară niște bani din socoteli. Pentru că altfel e exces de dolar. Când excesul de dolar devine o problemă, eu, America, țara câștigătoare acum 50 de ani și țara dominantă în politica monetară internațională, pierd. Sau so, nu pierd. America nu pierde niciodată. A, înseamnă război în Europa. That's fine. Cei lângă noi. Înseamnă foame de prin Africa. That's fine. Au mai fost. Au supraviețuit. <laughs> Niciun fel de problemă. Înseamnă tensiuni în, uh, în Asia și în verigile comerciale. That's fine. O să ne descurcăm. What the fuck? <laughs> ce, ce spanac că am auzit? <laughs> Este e momentul ăla de mindfuck al interviului, știi? Gata, <laughs> te mă să mă culc. Da, da. Dacă nu înțelegem câteva lucruri și cum, cum gândesc oamenii care de mii de ani nu da, au de alt ce? obiectiv decât să conducă pe alți oameni pentru binele lor, faptul că ei ne-au vândut ideea democrației în ultimii 50 de ani, că noi contăm, că noi. Asta e. Asta e noi am cumpărat chestia asta. Am cumpărat reclame. Frumos, pentru că a fost mai ușor. A fost mai ușor. Ne-a fost Ne-a plăcut. Ne-a plăcut, da. Dar acum, când se dă jos cortina și vedem, acum ce facem? Bă, tre trebuie să recunoști când ai fost prost sau prostit. Măcar trebuie să recunoști că altfel rămâi cumva cu o... Așa, nu, nu poți să accepti realitatea. P pentru mine asta e realitatea. Eu nu, nu cred că uh, toată lumea trebuie să vadă așa. Dar pentru mine asta e realitatea bazându-mă pe istoricul lucrurilor pe care le-am văzut, pe discuțiile cu mulți oameni care sunt foarte implicați în, în multe din zonele macro ale acestei economii, Bă, lucrurile se simplifică foarte mult. Păi este puțin, dar e democrația de vină? Păi nu, a fost o formă frumoasă prin care acest mecanism a funcționat. Dar nu no, mai deci e o fațadă, nu e democrație. Da. Și atunci ce e? Păi nu știu, dar dacă oamenii nu se întreabă cum ajung banii ăștia în sistem și cine generează că în spate e un SRL care are dreptul pentru toată planeta să emită bani. Dacă noi nu știm nici măcar atât într-un sistem financiar global că e un SRL la capăt care sprintează banii și care ți împrumută ție ca stat și cu cât ești mai prost manager al statului, cu atât plătești dobândă mai mare și este direct conflict de interese <gântări> între cât de bun e manager este și, și dobânda pe care o primește. Adică dacă noi nu ne punem întrebările astea, atunci ce să ne... Să vorbim despre nutriție? Pare mai simplu, nu? Dar astea sunt lucrurile pe care trebuie să le înțelegem odată pentru totdeauna. Adică in, di, distribuția asta informației s-a -a, -a bagatelizat și sunt milioane de viuri cu unul care își bagă în gură, nu știu ce, și vomită sau eu știu ce face. E, e our choice. Este ce consumăm noi și ce vrem să vedem. Păi și la ce ar să mă uit? Pentru că mie îmi place democrația. Îmi place și capitalismul. Da. Îmi place să fiu liber. Îmi place să consum ce vreau, îmi place să mă pot mișca, îmi place să pot să spun dacă e nevoie să ridic degetul mijlociu în fața președintelui, mm -hmm. fără să ajung la pușcărie. Da. Îmi place aici. Da. Cum fac să fie bine aici? Nu am o soluție încă, dar știu că acum trebuie să ne adunăm și să gândim la în echipe mai mici și în, în găști mai mici, pentru că trebuie să ne, trebuie să ne adunăm cei care se la principii operaționali, la valori și la viziunea asupra viitor, a viitorului vieții, nu viitorului României, a județului, a orașului, a vieții în general. Da, tot o să ne lovim de bani. Și dacă ei controlează banii, controlează implicit și valoarea. Știu, dar mă vezi, ei au controlat banii și așa ne fizici. Fură. Acum sunt foarte supărați în ultimii ani de zile pe, pe fiecare uh, proiect cripto care practic devine o bancă centrală independentă și autonomă. Și vezi ce prigoană e peste tot în lume, pentru că deodată au apărut niște ciudați care fac din calculator niște bani. Cum adică? Păi dar noi facem de sute de ani, ai nebunit? Adică cum ai apărut un curtea mea? Eu am monopol și tu ai venit că generezi tu ceva care se plimbă liber printr-o economie și care mai ce să vezi. Mai vrei și ești și convertești în, în banii mei. Cum adică? Adică vrei să-mi și... Nu, nu există așa ceva. Și vezi ce, ce nebunie acum că s-au prins târziu că ei puteau să facă treaba asta și acum blochează o grămadă de alte surse alternative de, de value money, nu paper money, pentru că ei nu s-au prins că poate să facă chestia asta. Și cred că în vreo 2-3 ani de zile până când se vor face, vezi aici și în China, s-au blocat vreo 2 ani de zile când a fost aici și digital lucrurile s-au mai reglat puțin că aveau ei putere dominantă, poziție dominantă. La momentul interviului nostru, bitcoin a coborât sub 20. Da, 19.000 și ceva. Mm -hmm. 18.500. Wow, până la sfârșit nu ne ducem să, m, m duc dus să bag Tesla la manet să-mi wow, iau Bitcoin. Nu cred așa ceva. Deci la, la cât îți vinzi Tesla să-ți iei Bitcoin? Mă, la 10.000 cumpăr oricât. Așa am zis și eu. Deci mai cade. Eu sper. sper. <laughs> de ce? Cum e de că speri? De ce sper? sper. Așa. Pentru că... Pentru că fiecare tehnologie nouă aduce niște bule, niște babăluri. Eu nu cred că acum scade. Eu cred că acum este a doua reașezare a acestei piețe. E o corecție firească a lucrurilor. Nu da. e... Uh, e normal să te uiți să vezi ce e valoros și ce nu e. Cam mai demult, când a apărut internetul, uh -huh. au fost primele site-uri care se vindeau cu valuation de de sute de milioane, de. nu era nimic, era un site și toată lumea. Nu, așa. Nu, zeci asta de miliarde au fost tehnologia tunere. viitorului. Dot .com acum, Bubble. Da, acum costă 500 de dolari să-ți faci treaba asta sau eu știu cât. Deci, atunci când apar tehnologii noi care sunt disruptive cu adevărat, uh, ele tind să atragă foarte mulți. Speculanți, foarte mulți oameni care vor să facă bani repede din chestia asta și toată treaba asta exag se exagerează prin valuation-uri foarte mari și prin exagerări. Cu atât mai mult, cum zicea și Gheri ieri, acum participă toată lumea la chestia asta. Deci da. nu mai este doar o, o uh, un fel de, uh, cum îi spune, când vrei să câștigi bani repede, un fel de grid, cum îi spune? O schemă. O, nu o schemă, cum îi spune la schemă piramidală. Ziceam, cum ziceam asta. Uh, lăcomie, cum zicea? Uh, fotbalistul ăsta, cum se zice la voi în România. Uh, cum se, dice la voi? cum se zice la voi. Deci lăcomia. Lăcomia a fost colectivă. Și atunci când, colectiv, când chestia asta a fost colectivă n am mai avut nicio limită uh -huh. pentru că nimeni n-a mai avut niciun fel de rațiune în chestia asta. A fost da. doar uh, lăcomie colectivă a oamenilor mici care au crezut că fac și ei peste noapte ceva. Și atunci există întotdeauna corecție. Acum problema este că sunt suprapuse trei situații care n-au mai fost, au fost până acum suprapuse. Și o situație nasoală economic global și un... Că ele sunt legate, dar n-au fost niciodată în același timp. A, a, e un moment important al discuției pe care l-am discutat înainte și trebuie să-l facem ca oamenii să-l înțeleagă cât mai bine. Așa că da. hai să structurăm. Da. Așadar, sunt, e un trifecta, da? da? Sunt trei nasoale deodată. Da, e ca la avioane, știi, trebuie să ai trei cauze ca să pici avionul. Da, exact. Că nu e suficient să ai două, îți trebuie neapărat trei. Și noi le avem toate la trei. Da. Ok, și ca să cadă avionul ăsta trebuie să întâmple întâmplă următoarele trei. Unu. Uh, unu, acest, uh, această estimare a celor de la de la Fed. Uh, Financial Times să dureze prea mult această această uh, corecție? corecție economică. Dar asta nu e o corecție, asta e o, o, o transformare economică dorită. Asta să dureze prea mult și oamenii să nu schimbe repede pe macazul, pentru că Asta eu nu văd ca o, ca o corecție a pieței. Asta este pur și simplu o, o dorință vădită a celor care au banii să dărâme tot sistemul financiar. Sper să nu dureze foarte mult. Ok. Și dorești să facă chestia asta ca să... Ca să fie omul suficient de sărac și bucuros că are 3 lei și că acum e mai bine decât era. Și după aceea? După aceea vei vedea că e o organizare diferită pe care tu, cu cu plin, n-ai fi dispus să o înțelegi. Dar, așa cum ai citit cu... cartea aia lui Schwab, și ai rămas cu niște idei de acolo? Nu, nu, -am cit... adică am citit cartea aia, dar am vorbit cu o grămadă de oameni care, din păcate, au putere și gândesc așa. Deci, cartea aia e doar o carte, da? De great vezi... reset, sau cum îi spunea. Da, Când vezi oameni care au putere să facă lucrurile astea și chiar cred cu tărie că fac bine în treaba asta, te uiți în ochii lor și zici, men, nu există o altă cale? Nu, este singura cale. Deci chiar există adică acești băieți mai, mai ești, care vor să facă asta. Mai ești? Adică poți să-mi arăți și mie ce alternative ai avut de a ajunge la concluzia asta? Nu, am văzut toate variantele. Oamenii sunt greu de schimbat altfel, societățile se schimbă radical și rapid, nu merge transformare înceată. E scary într-o oarecare măsură, poate să fie, poate să nu fie adevărat și să nu aibă suficientă putere și să existe și alte contraputeri care să spună bă, nu chiar așa, stai că și noi vrem binele, dar avem un alt fel de viziune a binelui și poate să fie puțin mai umană. Cert este că ce văd eu acum este o luptă între ideologie, așa cum a fost întotdeauna în lumea asta. Mm -hmm. Între o lume nouă care să funcționeze într-un fel și o lume, să zic așa, mai moderat nouă, bazată pe upgrade-ul de nivel de conștiință colectiv. E mai e mai frumoasă zona asta și e mai, ar fi mai ar fi mai mișto să învățăm toți repede și să ne oprim toți să spunem, bă, stai puțin, că nu mergem, chiar nu mergem în direcția potrivită. Ce avem de făcut? Hai să o luăm foarte personal. Hai să consum mai puțin, hai să produc valoare mai multă. Hai să nu mai fac risipă în zona asta. Hai să mă reconectez cu ce există natural și Resurs aici și să am grijă de aceste resurse. Hai să fac lucruri ok, am setat 10 noi porunci ale, ale etapei în care suntem. Hai să le respectăm cu toții din corecție individuală. Dar e greu de crezut că treaba asta se va întâmpla printr-un mare proces de așa, toată lumea se va trezi dimineața cu un alt nivel Nimeni de. Nimeni nu se schimbă de bunăvoie. Nimeni nu se schimbă de bunăvoie. Asta. Și, și nici nu mai știi ce să crezi. Dacă cei care chiar cred că lumea se duce într-o direcție. Totala aiurea și trebuie să ne oprim cu forța, nu mai știi ce să crezi dacă ăia au dreptate sau pur și simplu destinația în care mergeam nu le convine lor și trebuie să mișcăm în altă zonă în care poți să ne controleze mai bine și mai mult. Întrebare pentru audiența noastră, pe ridicare de mâini, puteți să ne spuneți și voi la comentarii câți dintre voi credeți că ăia care vor să schimbe lumea sunt sadici? Nu? <l> <l> nu știu dacă sunt am. Doi din trei cred că sunt sadici. Nu, dar nu, nu, nu cred că sadici. Cred că, am mai rămas cred 5. că o, idee, o idee fixă. Pierdem din oameni. O idee știi. fixă care, care, se, care, se, transformă într-un fel de singură soluție. Noi am mai avut din ăștia cu, care ziceau că singura soluție, marea rezolvare și nu da. a ieșit bine, știi? Păi mai vedem unul acum care vrea neapărat să refacă imperiu. Da. S -s... Sunt vreo 3, 4, 5 jucători de ăștia care au ei soluțiile lor și Definitely. vor să le impună. Da, da, uităm că de 50 de ani impune America o singură soluție. Și am mâncat-o, că ne-a plăcut, a fost pusă cu ciocolată peste. că așa știu ei să facă lucrurile. Pentru că ni s-a părut probabil mai bună, că dintre toate celelalte, asta implica și ceva libertate de mișcare, de o expresie, așa de, de opinie, de egalitate, de așa tot, a aici, a -a tot ce vrei tu. Nu, pare să sem și cu filmele. Și, păi, nu că prin filme ni s-a. Seamănă cu filmele perfect. Și atunci. Ok, nu fi asta cea mai bună, dar nu avem, una. avem o alta mai bună pentru că modelul chinezesc, modelul rusesc sau alte modele, nu știu da, dacă mă văd în ele. Zice? Dar ce zice, să, că, ce zice dacă am fi în, în fața unei situații în care să nu ni se dea o soluție? Pentru că de fapt asta e povestea. Ori așteptăm să ni se dea una din nou cu toții, ori începem să lucrăm împreună, să vedem dacă nu cumva putem să creăm mai multe soluții care să fie potrivite pentru mai multe tipuri de stil de viață și de, de, de modele prin care oamenii vor trăi. De ce castravetele trebuie să fie doar cum e acum sau morcovul doar portocaliu? Știi că erau vreo 200 de culori la morcov. Dar nu, -a morcovul arăs... a devenit portocaliu a pentru devenit că portocaliu a fost făcut ca... în cinstea reginei. Exact. Erau nenumărate. Acum, dacă îți dă cineva un morcov mov, te uiți la el ca la nebun și zici ce-i cu ăsta? E defect, e stricat. Așa vor toți care au soluții finale să avem o singură variantă. Dacă suntem cumva în fața unui moment în care noi chiar am putea să creăm alternative care să servească mai departe ca modele de sustenabilitate în paralel. Mm -hmm. Adică, uite, noi ne-am dus așa, am făcut asta, ăștia au făcut așa și au făcut așa. Bă, hai să, hai să considerăm lumea un MVP, un minimum viable product. Hai să vedem care din aceste MVP creează mai multă valoare și dă mai multă perspectivă și sustenabilitate. Uh -huh. În loc să așteptăm ca cineva să ne salveze permanent și acum 2000 de ani, de asta l-au pus pe cruce, 2022, că n-a venit cu o soluție finală. Oamenii tot timpul așteaptă o soluție finală, el a venit să spread love. Și noi acum suntem din nou în acea situație în care noi zicem, bă, uniți-vă, lucrați împreună, gândiți, bineînțeles. deschideți-vă mintea, analizați orice criticați-vă opiniile, voi, cu voi prima dată, și o să vedeți că vă simțiți mult mai ajutați de cei care vă critică din exteriorul vostru. Toate astea ne sunt în față și noi ne oprim tot la Domnul și spunem, ok, și ce facem acum? Come on, man. Think. Ok, deci, prima chestie... Asta e care... mare oportunitate. Deci, din toate discuția de până acum, cu toate toți nebunii ăștia din jurul nostru care vor să ne facă... Ai vorbit ca un politician, e vândut viitorul în care noi o să facem o petrecere frumoasă <laughs> așa și ne facem o nirvană noi pe SRL-ul nostru, pe, pe CAP-ul nostru. <laughs> da. CAP Nirvana București. Unii cu CAP-ul, unii cu uh, CAP-ul digital, unii cu CAP-ul nomad, da. alții cu CAP-ul, adică sunt mai, suntem mai multe CAP-uri, nu se chiar dacă avem aceeași dorință de libertate. Da. Dar ar trebui să putem exista și să fim colorați și diferiți, nu să avem o singură soluție. Da. Asta cred. Deci prima atrag... și cred că asta e marea oportunitate de astăzi. Ok. O trecem la oportunitate. Am zis că rece, caldă, da? Da. Dar din alea trei mari reci, asta este abia prima. Da. Avem prima trifecta asta, da, cu partea financiară, în care se face o resetare financiară, pentru că s-au printat bani ca la balamură, ca să stea toată lumea cu minte la locul lor, li s-a dat bani să stea acasă, la toată, la toată lumea, la noi nu s-a dat bani să stea acasă, dar tot avem inflație mai mare, nu știu cum reușim noi să avem din, din, din toate relele. Și ne-am avut bună, la noi nu s-a dat bani degeaba, dar s-a luat. Da. Nu s-a dat, dar s-a luat, ca la radio Erevan. Deci, pe partea financiară. Avem niște dobânzi guvernamentale enorme statul nostru a ajuns să înceapă să se milogească de bani de la populație, nu știu că știi, să dau titlurile de stat prin poștă, cu dobânzi mai bune decât poți obții la bancă, la euro. Da, apropo de concurență neloială, știi? Da. Așa cum și corporația care vine și nu plătește taxe, își permite să plătească cu 50% mai mult un angajat și noi ca și antreprenori locali nu mai putem să-i angajăm pentru că noi trebuie să plătim taxe pentru ei. Dă-mi un exemplu. Păi ce? uite de puțin în statele, de, în declarațiile pe care le au anumite corporații și beneficiile pe care le semnează statul cu ei, vină doar aici că eu îți dau beneficiile astea. Beneficiile respective ți le dau, dar tu ai un avantaj competitiv în piață, în piața forței de muncă. Deci dacă tu nu îmi plătești mie ca stat anumite taxe, dar cel care e aici local trebuie să mi le plătească, e clar că tu ai bugetul ăla pentru a plăti mai bine oamenii, da. furnizorii, în so Și atunci cu cine vrea să lucreze angajatul? Cu mine sau cu tine? Cu tine. Păi dacă... Ești și mai multă structură, ești și cunoscut în lume, își pune pe CV că el lucrează la o ce firmă. Care e valoarea adăugată pe care o face? Treaba lui, de la șor, de la șurub aici. Dar intră la noi la fabrică pentru că e mai bine plătit, mai bine tratat într-un fel și are o carte de muncă și o și un fel de CV mult mai valoros. Peter. Nu contribuie, nu aduce valoare în economia reală, nu inovează, nu duce lucruri care nu creează locuri de muncă mai Pe departe. Pe Ion Popescu nu-l interesează asta, Pe el interesează un salariu mai bun. Știu, înțeleg chestia asta, dar ce vreau să spun este că este un viciu care se care continuă. Când banca comercială, susținută de banca centrală este concurată de guvern în sine, a, a, acest pește mai mic care e înghițit de peștele mare continuă, așa cum da. și România e înghițită mai departe de da. alte pești mai mare și tot globul de alți pești mai mari. Din aceeași categorie știu din industria turismului că aproape toate lanțurile hoteliere, toate companiile de turism, toate își repatriază profiturile. Da. Prin contracte de consultanță. Și în continuare se poate în România chestia asta. Da. Da, se poate peste tot. Bun. Deci am zis, prima e partea asta financiară, da? Da. A doua? A doua o experimentăm acum. Bitcoin și alte... Uh, cryptocurrencies care sunt ele venite pe un fond de corecție necesară da. și acum sunt amplificate și mai mult de lipsa de lichiditate uh, și de paradoxul ăsta, cât e costul de a produce un... 24.000 la un bitcoin. Da. Suntem la, acum suntem la 19, am ajuns la 18 și ceva. Deci paradoxul ăsta de a vinde mai ieftin decât produci. Uh -huh. Și care va genera probleme tot de lichiditate mai departe în ecosistemul ăsta. Uh -huh. Deci atunci când cryptocurrency-ul este în cădere, sistemul financiar este în reorganizare, piața de real estate este nu la nivel de cerere și la nivel de ofertă și disponibilitate într-o incertitudine a supply chain-ului, pentru că nu va ști nimeni niciodată de acum colo cât va costa un apartament peste 3 ani, și lucrurile okay. astea se pot bloca ușor atunci când piața zice cât costă apartamentul, 100 de mii, tentativ. Dar asta trebuie să coste 200 de mii. Tu iați credit pentru 200 de mii, că îți spune eu cât o să te coste. Când mm -hmm. lucrurile astea intră într-o stare de incertitudine, piața se poate bloca și acolo. Mm -hmm. Când toate astea trei, ca la șah, când se închid 1, 2, 3, atunci lucrurile pot să intre într-o direcție foarte nasoală și poate să se amplifice una pe alta. Hai să mai rămânem un pic la cripto ca să vedem un pic ca, totuși care e valoarea acolo și să vedem de care este și oportunitatea. Da? Deci am, am, știm deja că prețul mediu de producție al unui Bitcoin este 24.000 de dolari și este prețul energiei pe care o pui da. ca să... Și am simt. mai discutat și despre faptul că ei încă vând de pe stoc, la care costul da. de producție atunci a fost mai mic. Teoretic. De dar dar în termina. continuare... Dar, dar avem o perioadă în care da. producția nouă va ajunge în stocul de vânzare. Sunt foarte mulți mineri care probabil vor opri mining-ul, se va mai încetini piața, însă ne-a mai spus-o Bruce Bond, care a fost recent aici, fondatorul Ocean Protocol, care și el este foarte vechi în industrie, că se așteaptă ca acest deleveraging, această dezechilibrare, să zicem, această corecție dură da. să continue și vor mai exista și în această industrie cel puțin încă două um, povești de genul Terra, uh -huh. Luna. Uh, gen Celsius. Uh, ce a mai fost? C a mai fost una. De ce să ne mirăm, totuși, că în ecosistemul ăsta de cripto există astfel de căderi, când și în ecosistemul economic tradițional există astfel de căderi? Companii care par foarte solide și care, atunci când uh, se vede că nu au sustenabilitate în viitor, cad brusc. Pentru că ăsta e avantajul și dezavantajul acestor piețe foarte liberalizate. Ele cresc repede, dar și pot să cadă repede. Uh -huh. Pentru că au acces milioane de oameni. Iar milioane de oameni gândesc ca oile, nu gândesc ca trei fonduri de investiții care au un rațional și au un fel de și risk au un, management și au un plan Și au un plan. Ăia ies gradual, nu vor să distrugă toată compania atât timp cât ei mai sunt acolo. Aici e ca scapă cine poate, știi? Da. Deci ăsta e dezavantajul cu, cu mii sau sute de mii sau milioane de participanți într-un proces investițional. Că ei n-au educația necesară, n-au intrat printr-un examen acolo. Trebuia doar să plătească niște chestii. Iar comportamentul lor este de cele mai multe ori venit pe short, și la primul semn, în care ei vor să văd, văd că nu se întâmplă așa, exact așa operează, după mentalitatea asta. Atunci, oportunitatea este? Există o discuție destul de largă cu uh, uh, filializarea. Foarte interesant. E ca, e ca în economia reală. M mă distrează foarte mult că păi toată, e făcută de noi. Deci toată, toată, descentralizarea asta tinde să fie foarte centralizată pentru că ne dăm seama că atunci când există o nevoie de predictibilitate, descentraliz descentralizarea funcționează doar pentru un ONG, pentru un club de prieteni, pentru ceva. Când ne întâlnim la șapte, ba la trei, ba la cinci, ok. Nu ne întâlnim, nu e nicio problemă. Bă, în business, când nu ne întâlnim să luăm o e o problemă. De Și atunci, Uh, se discută foarte mult de, de uh, asocierea drepturilor de voting și drepturilor de in-out chiar a mai multor shareholder pentru ca ei să aibă totuși un fel de uh, educated decision. Așa cum mai de mult se vorbea despre faptul că atunci când vrei să faci un VC, era un proiect de lege foarte interesant, trebuie să ai uh, niște de investors, uh, care înseamnă că trebuia să facă niște tranzacții înainte și să arate că ei se pricep la treaba asta sau să dea niște dovezi că ei se pricep la plasamente. Atunci când ai o gloată de 10 milioane de uneducated investors și ei se comportă haotic, tu nu poți să ai nicio predictibilitate. Și atunci, toți cei mari, oricât de balene ar fi acolo, sunt, de fapt, la mila percepției publice a 5 milioane de oi. Și ce te faci okay. cu ei? Și atunci se discută foarte mult de, de coagularea acestor uh, tu ai dreptul de proprietate și de profit a ceea ce ai, dar nu poți să o iei raznă după orice știre pe care o vezi undeva și să creezi panică în piață. Și sper că și aici va fi ca și în piețele de capital să este, hai să spunem, broker certificați, acreditați. Ok, tu ai proprietatea la chestia asta, dar trebuie să te duci într-o zonă în care să nu dezechilibrezi piața peste noapte. Deci mie mi se pare că reglementarea sau, nu reglementarea, așezarea pe niște straturi. Bă, tu ești pregătit să iei decizii în privința asta. Eu nu cred că se poate așa să știi, pentru că dacă e tot e decentralizat și bă, trebuie să rămâne decentralizat, ca să promisiune. În, în infrastructură, da. În Dar în management. În management o să fie atât de greu să creem. Eu nu spun că e imposibil. Tranziția de la centralizat la decentralizat s-ar putea să ne ia 20 de ani. Cu Noi acum suntem undeva în care ne dăm seama de. E, bă, e încă la început. Este. la început. Este cum facem? Am încercat în tot felul de... Încă n-am găsit soluția la descentralizarea da. 1.0. Suntem da. încă la 0.5. Suntem de acord că cel puțin 90% din proiectele actuale de cripto vor dispărea, 99% din NFT-uri nu vor avea nicio valoare. Paranteză, în industria artei este fix la fel ca la Chiar am vrut să spun. Chiar am vrut să spun chestia Este asta. 1 la 1, da. 99%. Și cu toate astea, oamenii pictează mai departe că e de pasiune, da. că e de dorința de a face bani, da. că e dorința de a câștiga un living exact. sau de a devine icon. Exact. Și cred că până la urmă toate lucrurile astea se vor, într-adevăr, uite, partea industriei artei este hipercentralizată și este behind closed doors, nu există transparență. Iar la partea de Bitcoin am impresia că niște băieți cu foarte multă putere, în momentul ăsta, scutură bine de tot copacul și vor strânge ei tot ce se vinde și vor avea atât de mult încât vor putea dicta prețul. Atunci hai să ne uităm ca și o concluzie până acum. Dacă am avea trei puteri mari, unii pe financiar, unii pe criptomanii și unul pe real estate, ceea ce experimentăm în perioada asta este o reașezare a proprietăților și a ponderilor forțată, marjată, direcționată, în așa fel încât să se reorganizeze lucrurile, să se reașeze. Dacă le punem așa, pentru că așa pare și din ceea ce spui tu. Da. Nu, poate nu-ți dai seama, dar noi vorbim din perspective diferite, dar tot cam de acolo ne uităm. Vedem da. că sunt niște poli de putere care au leverage să facă aceste lucruri și să devină în urma acestui proces mai bogați. Și nu sunt nici state, nu sunt uh, nici partide, nu sunt nici asociații, sunt niște grupuri pe care nu le știm. Nu le știm. Nu că le știm vedem. noi care sunt cei care au petrol ultimele rezerve de 20 de ani sau cât mai ține, 10 ani, cât mai o avea, în fine de cât consumăm, aia trebuie să joace o carte acum. Trebuie să transforme trebuie să transforme un equity pe care l-au acum, un value, într-un equity viitor. Și despre asta iarăși trebuie să vorbim. Uh, nu știu la care dintre cele trei intră, că am vorbit așa de Aparele piață. Apare a patra, înfine. nu? Da. Deci la partea. Piața de real estate, eu am pus-o foarte mult legată de, de supply chain și de tot ce se va întâmpla mai departe, pentru că asta este poate cea mai mare. Proiectele de dezvoltare imobiliară sunt proiecte pe termen mediu și lung. Uh -huh. Dacă nu poți să ai predictibilitate că peste patru ani de zile Fierul ăla ajunge, oamenii aia vor fi acolo, materialele pe care le comandă, care sunt în lanțul de supply chain legate foarte mult de, de, de commodities și de, de lucrurile de bază. Dacă alea de bază le controlează unul, care sunt pe final sau sunt limitate și vrea să le vândă cât mai scump în ăștia 20 de ani, e clar că tu ești afectat pe, pe, pe lanț foarte mult. Hai să vorbim un pic de imobiliar, pentru că în ultima vreme te pasionează, ești preocupat în domeniu, da. dar, dar nu neapărat aici. Da. Și sunt curios dacă uh, ce văd eu la nivel local, vezi și tu acolo și să încercăm să vedem o vedere de ansamblu. Din experiența mea, cam ce se întâmplă afară se va întâmpla și aici cu o întârziere. România întotdeauna vine mai târziu la petrecere, dar și dată scăpăm, <laughs> trecem peste criză, știi? <laughs> Oare? Nu, nu așa profund. Așa mi se pare că uneori am noi norocul de... S-au rezolvat lucrurile și noi, noi am stat așa pitice. Păi da, da. nu ne afectează așa de mult, știi? Ca și barca aia care trece pe lângă puțin se lovește puțin de iceberg, dar nu chiar așa, dar nu, nu se scufundă. Ar fi frumos să fie, cum zici tu. Am mai, am mai văzut în istorie... În okay. situații de astea în care n-am fost atât de tare loviți, și nu pentru că am fost meseriași, ci pentru că ne-am pus jos, așa și înțeleg că poate trece. Bine, oricum nu eram noi prea exuberanți nici înainte. Da, și, și, nu, și nici nu avem vreun rol pe acolo. Adică, oricum ne băga nimeni în seamă în ecosistemul ăsta. Deci, niște... de, deci nu afectăm noi viitorul. <laughs> <laughs> nu, nu schimbăm noi lumea de aici. Prețul da. la Bitcoin? Ce da. spunem noi astăzi? Boris, nu va schimba prețul la Bitcoin? Nu, ce spunem noi aici în România va schimba toată lumea, toată lumea se uite la noi acum. Toată lumea vorbește vorba. română, uite da, la interviurile da, astea. Da, da, noi suntem relevanți, vorbim numai lucruri corecte. Da, așa e. Da. De deci la capitole imobiliare, așadar, eu, eu arunc cu informațiile pe care le am eu, tu da. spui ce știi tu da. și vedem ce dă. Uh -huh. Deci, ca să mă documentez un pic pentru discuția de astăzi, am încercat, uh, am întrebat în piață. Și din ce înțeleg, este o are fervescență, sunt în bani, încă se cumpără. Prețurile sunt la un maxim istoric, se vinde foarte bine orașul, iar pe partea de suburban, nu mai spun, în jurul marilor orașe, este maxim istoric și acolo. S-au construit blocuri pe orizontală, dacă vrei. Sunt casă lângă casă. Aproape că nu prea mai există însă stoc, dar cu toate astea, constructorii se feresc să deschidă șantiere noi din cauza materialului care se supply E firesc, da. Nu au predictibilitate la materiale, la fier, pentru că fierul a făcut deja bulă, pare că își revine, dar s-ar părea că mai vine o bulă pe fier, nu bagă nimeni mâna în foc. Da? La partea de uh, cabluri, iarăși, cupru, iarăși, având și fluctuații fantastice. Adică, în povestea uh, o vidu fui că sondele lui pentru pompa de căldură costă încă o dată cât pompa. Wow! Alea pe care noi le-am băgat în pământ, alea de cupru, de ce sunt aminte. Da, da? da? Și am zis, am avut noroc, am făcut un stoc, că după aia am mai crescut 30%. Apoi mai aud de situații în care se comandă materiale, se plătește avansul, și până vine zice, va să mai îmi plătești 5-10% în plus. Păi nu că noi am negociat așa, nu că între timp s-a schimbat prețul. Corect. Și am avut situații în care vine cineva și m-a întrebat zice, bă, ce să fac? Pentru că ăștia care mi-au vândut, i-am mai cumpărat de la am încredere cât de cât să-l plătesc sau să-l strâng cu ușa. Și nu, nu mai știu dacă să aibă încredere oameni care au cumpărat de, unii de la alții și au lucrat împreună business ani de zile, da. mulți ani în spate. Și apoi mai sunt și banii ăștia care vin de prin uh, zona Rus, uh, din, uh, oamenii care au plecat, milioanele de bogați care au plecat din Rusia către alte uh -huh. orizonturi uh -huh. și care și ei au mai inundat piața cu niște bani. Uh, M-a mai interesat Da, la... dar se mai termine treaba asta A fost, fost într-adevăr o bombă de bani în piață Dar acum s-au cam plasat banii ăia Banii aia nu i mai simți așa de mult Dar într-adevăr erau nu, nu puteai să crezi că da. uh, Poate să cumpere o persoană care a venit 20 de apartamente Fără să le vadă și fără să știe nici măcar unde sunt Adică era uh, pur și simplu Ia ceva S-a ceva. întâmplat mai ales în Dubai din câte am auzit În Dubai s-a întâmplat mult treaba asta, da și ca să ne întoarcem la întrebarea ta, cred că aici va depinde foarte mult de puterea financiară a grupurilor de dezvoltatori, pentru că ce am sesizat în grupurile mari este fie își cumpără stoc mare, foarte mare, interval de 12-18 luni, fie cumpără companii cu totul care fac parte din supply chain. Deci, ce am văzut mm -hmm. acum este o, o. Ce vrea să facă Ceaușescu, știi? Băi, nu mai avem încredere în furnizori, îi cumpărăm. Când avem încredere noi, punem omul nostru acolo sau cumpărăm majoritatea pachetului și punem omul nostru în bord, el decide, el ne dă marfă. Am auzit asta în București, unul dintre cei mai mari dezvoltatori a cumpărat o grămadă din companiile de la care cumpăra chestii. Furnizori, da. Se practică în perioadele astea în care nu mai există trust și nu ai un... că nu e vorba de trust aici, e vorba de securizarea supply chain-ului. Să nu mai vândă și la alții, îmi vin de mie. Pe păi dacă e din, part, din companie, eu sunt clientul prioritar. De-abia când eu îți dau forecast-ul de cât am nevoie, tu îți mai dai seama cât mai e disponibil pentru alții și îți spun și la ce preț să-l vinzi, că deja mai e puțin. Mm -hmm. Deci e, e o formă de și o de optimizare. Adică acele companii care vor face această verticalizare vor avea și marjă foarte mare. O să vezi că o să le crească profitul foarte mult pentru, da. prof, pentru produsele pe care ei le vând în extern și o să-și asigure supply chain-ul pe verticala respectivă ca ei să devină lideri și, sau printre lideri de piață cu cota de piață cea mai mare în produsul final pe care îl livrează. Yeah. Deci cred că asta va fi uh, tot o reorganizare. Dezvoltatorii mici vor avea probleme cu siguranță. Mm -hmm. Pentru că n-au finanțare suficientă să aștepte, se joacă încă cu mici avansuri sau uh, mai rău s-au obișnuit să trăiască pe banii furnizorului și cu termene de plată au luat banii, au rulat și au luat mașini frumoase au vândut 50 de case și și-au luat mașini frumoase și două case s au crezut că așa va fi tot timpul și ghiți ce, nu e chiar așa practic ei trebuia să țină, nu doar să țină ce au câștigat ci să mai ia și bani de altundeva da. să-și asigure și acum sunt într-o situație în care nu prea au de unde să găsească o să vedem niște falimente răsunătoare în România pe domeniul ăsta? Da, și cred că sursa principală a unei posibile scăderi de piață pe real estate va fi falimentul multora, atât faliment personal al unor oameni, cât și falimentul unor dezvoltatori care vor duce prețurile jos. Deci dacă va fi, dacă e un risc de scădere a prețurilor, va fi nu din cauza lipsei de percepție de valoare a pieței, ci încă din piața cauza, are valoare. Pentru că piața are valoare și încă mai are unde să crească și uh, uh, modul e nevoie care, de case. E nevoie, e nevoie da. Însă vor fi niște eșecuri pe aici pe parcurs care vor, vor trage în jos uh, piața, cel puțin temporar, uh, pentru că uh, cei care au operat la nivel de speculă și la nivel de oportun... sau și-au luat case pe care nu și le-au putut susține pe termen lung. Și-au luat cu... le-au dat banca uh, 60% din banii lor dând cu că tu nu mai trebuie să mănânci nimic, dă numai banii că -ți dau eu, îți dau eu ca și bancă. Și acum se vor trezi în ipostaza în care nu vor mai avea ca da, să-și salveze da, da. fundul, vor face toate lucrurile necesare. Iar cei care așteaptă la distres, știu exact cum să joace pe asta, nu o să joace ca niște băieți simpatici care vor să-i ajute. Și dezvoltatori mici la fel, vor avea aceleași probleme. Și atunci, aici s-ar putea să fie un, un cui al, al în care se va dezechilibra piața și prețul. Dacă se mai și blochează multe alte și piața crește foarte mult și mari dezvoltatori zic, băi, dacă vrei, sigur, cu 200 de mii cumperi la mine. Băncile se retrag și nu mai dau nu mai dau așa de ușor bani, omul nu e obișnuit să aibă lichiditate, ce face? Se micșorează cererea și oferta. Micșorarea cererei și oferte duce încet, încet, prin lipsa de tranzacționare, la scăderea prețului, că n-ai cum altfel. Da. Deci e doar o întârziere a scăderii prețului. Și e ok, poate la final, peste 2 ani de zile, vor scădea și ăștia mari prețurile, dar tot cu profit. Și dacă ei au avut bani să-și acopere 2 ani de zile de arc, pentru ei nu o să fie o problemă. Deci până la urmă se va selecta, o să dispară și aici proiectele slabe și nesustenabile Bine, ca în criptă. Da, și era ciudat și aici. No, doi, asta era discuția a, a favorită a doi băieți din Dorobanți. Frățioare, hai să facem și noi un bloculeț. Nu mai puteam, mă, muream cu astea. Bloculețe care arătau un fiorător, care nu aveau autorizații, nu aveau parcări, curgea apa în parcare sau... Nu, deci asta oricum a fost o... o altă, un alt bubble. Aiurea. La nivel micro chestia asta, la nivel de familie, asta înseamnă foarte multe șantiere lăsate de izbeliște, da. care au fost începute pentru case prea mari, care nu, nu, vor fi probabil niciodată terminate. Posibil, da. Posibil. Și dacă legea nu va fi strictă în privirea demolărilor, vor crea și anumite proiecte sau cartiere care se doresc astăzi și se văd ca paradis în viitor. S-ar putea să fie niște ghetouri și cei care îl iau acolo și mai au încă 20 de blocuri dăstea de ghetto ghost, așa lăsate pe lângă, s-ar putea să vândă la jumate de preț ceea ce au cumpărat astăzi cu proiecția frumoasă de paradis verde. Uh -huh. Sau ce eu știu de... Ceva cu parc sau cu rezidență în nume? Ceva, da. Ceva într-o simulare arată nemaipomenit și în realitate după 5 ani de zile ai tu un bloc, încă unul care e aproape gata și șapte de lăsate de izbelește în care poate mai trăiesc și vreo 20 de, sau 500 de familii lăsate de izbelește. Da. Deci asta este partea de imobiliare. Ca orizont de... Este orizont... un scenariu posibil și niște lucruri care ar putea să, în egală măsură, Lucrurile ar putea să funcționeze la fel ca și până acum, să crească, să existe o, o ciclicitate a pieții, dar într-o rezonabilitate, băncile să susțină da. anumite situații excepționale. Oportunitatea pieței este că România rămâne o piață ieftină de imobiliare. Încă se construiește mai ieftin, terenurile sunt mai ieftine. București este încă cea mai ieftină capitală în care să construiești și să trăiești. Da. Nu? Noi și Sofia. Și e și o calitate a vieții bună, adică poți să te simți bine, nu e, criminalitatea e mică, e, se mai fură pe aici pe acolo, dar nu, nu, nu te omoară, adică se poate da. și mai rău. Da. Ai de bine cu ce compari. Aș mai arunca o informație, uh, din ce aud eu, depozitele de materiale, practic cei care preiau de la fabrici și distribuie, toți cei care au pus stocurile au reușit în ultimele luni, au cerere pe următoarele trei luni, dar niciunul dintre ăștia care am stat eu de vorbă nu văd dincolo de astea trei luni, pentru că au zis, băi, vin comenzi, vin comenzi, vin comenzi, dar nu mai vine nimic pentru... O să am de lucru următoarele două, trei luni, dar după aia nu mai văd nimic. Uh -huh. nu, mai, nu mai vine cerere nouă. Uh -huh. Oare o să vină? E greu de zis, dar... Și-au uh... oprit aprovizionarea, apropo. Sunt foarte mulți care opresc aprovizionarea. Vezi, un alt un alt... Uh, o altă amenințare posibilă care poate să, să aducă mai multă uh, fragilitate uh, în, în zona asta de real estate. Dacă ei nu vor avea stoc și nu au comenzi. Pentru, și de ce nu au comenzi? Pentru că cei care sunt dezvoltatori nu mai au predictibilitate în fața clientului și clientul nu le-a mai dat niciun angajament. Mai departe, banca nu mai este atât de prietenoasă să te ajute. Deci sunt toți legați unii de alții. Când se încep să se blocheze lucrurile de aici, e ca la domino. Ar trebui să ne uităm puțin care sunt piesele următoare. Dacă asta se întâmplă și ei scurt circuitează povestea asta, atunci prețurile vor sări cu totul în, în sus și toate, toate, o să fie un fel de self, -self prophecy, știi? Băi, nu prea, că nu, nu, prea, nu, prea, mai dau comandă, că nu știu dacă o să fie prea scumpe. Astea dacă se blochează, la final se va întâmpla exact treaba asta. Ei vor avea marfă puțină, o să o vândă cu dublu preț, că oricum se va schimba fundamental cerea și oferta în condiții. Dar ceea ce am văzut deja, au avut stoc puțin, nu venea suficient de la fabrică, fabricile afectate de pandemie sau de supply chain, Uh, furnizare de componente, tot fel de chestii și din cauza asta s-a făcut această lipsă de materiale și oamenii au plătit oricât da, ca da, să da, facă casele. Dar am mai văzut și de astea făcute și fabricate. Pentru că o companie pe care am văzut-o a impus o nouă re, un nou regulament și a zis dacă nu îmi dai cecuri semnate în alb, eu nu te bag în lista de comenzi. Ce s-a însemnat? însemnat An, că eu am nevoie de 100% garanție de la tine că ți execuți execut cecul ăsta. Și atunci, deodată, comenzile peste trei luni de zile au fost mai puține pentru că mai puține au fost dispuse de dea comenzi ferme cu cec în alb. Și atunci... Dar ce nebunie e asta? Păi e să nu știu cât o să coste. Stai, Stai să spun. Nu știu, exact. Dar eu ce vreau ca și... Cine are puterea acum? Din nou producătorul ăla care e la capăt și care ăla are acces să producă ceva de care tot lanțul supply la chain nu are nevoie. El a zis, bă, ăsta e momentul în care trebuie să vând scump. Ăsta e momentul în care trebuie să fac profit cum n-am mai făcut niciodată până acum. Farma a avut Pandemia ei și-a văzut de treabă. Acum stați băieți, resursele, materiile prime, e, e vremea Petrolul. lor. Petrolul. Petrolul. Am făcut mișto de ei și am zis că sunt la talpa economiei și că vai și-am ardei și că acum comerciantul are puterea și clientul. Clientul final. nostru, da. stăpânul da. nostru. Dați să vezi că s-a inversat treaba. Dar cum au reușit? Păi când spune pune frână la capăt și, și se înțeleg tot și spun bă... Hai mă puțin, că e și vremea noastră, stai aia puțin. păi unde e Consiliul Concurenței? Păi este... Ajuns să-i dau... Da. Să dau, dreptate Luciolacu. Consiliul Concurenței, că am tu chiar crezi că ăia au treabă, ăia au treabă cu noi, ăștia mici, nu au treabă cu ăștia mari. Cum să vină Consiliul Concurenței să spună, băi ăștia care m-a spus pe mine aici, am impresia că nu prea face treaba bună și sunteți într-un conflict de interese. Deci am înțeles ce la imobiliar, nu ducem un pic pe petrol, pentru că la petrol este groasă. Uh, discutam noi înainte de interviu chiar că una din uh, chestiile cele mai importante pe care le-a spus, de uh, exemplu, Biden în campanie, a fost că va pedepsi Arabia Saudită <laughs> pentru comportamentul criminal de ce s-a întâmplat cu Jamal S-a răzgândit de curând. Și tocmai s-a răzgândit. Va avea da, da. luna viitoare, o să aibă vizită la Riad. Hai mă, că nu-s chiar așa răi. Dacă te vezi bine, sunt curățe, sunt vorbesc frumos. I-am -am judecat greșit. Ne-am grăbit. Ne-am grăbit. Ne-a spus cineva că sunt Unde răi? E Green New Deal? Ne unde sunt regenerabile? Fermele alea de fotovoltaice de pe toată coasta de vest sau de est unde era. Sunau frumos. Piar bun. Uite ce facem. Uite cum schimbăm. Băi, deci cum a reușit industria petrolului să ne dea peste ochi atât de tare? Nu, 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 nu ne-a dat peste cap. Pur și simplu am luat-o for granted. Am luat-o că e aici tot timpul și că așa va fi. Dar tu gândește că tu mai ai doar nu știu, 10.000 de bucăți de ceapă decorativă de azi, de care e ai aici, da? <laughs> și, cu toată, ceapa, lasă și, de ceapă, la și, și toată lumea Hai e la bunie, toată lumea vrea ceapă decorativă, da? Și tu zici, bă, mai am 10.000 de bucăți. Și te întâlnești aici, bă, cum facem? Păi șeful, dacă toți vor așa mă, eu zic să creștem prețul. Bună idee, mă! păi și cum să e? creștem? Bă, este același lucru cu 5 băieți care dețin rezervele globale. Bă, dar acum dacă tot se termină, cum facem să... Adică nu mai, ne-am obișnuit să avem. Acum mai avem 20 de ani și gata. Păi hai să facem profit cât, cât pentru 100 de ani, nu? Deci ăștia din OPEC au ajuns să se roage națiunile de ei, am auzit apeluri de genul, vă rugăm să sporiți producția și ăștia au spus, nu, nu ridicăm producția. Păi, de ce aș Cum face? fac? Cum fac? Câteva țări care sunt marile producătoare de petrol, da, OPEC-ul. Cum fac ea să zică, nu, Păi nu. Nu, păi, nu mai scoatem. Da, dar și tu ai face la fel. Adică scot când vreți voi? Nu. Scot când vreau eu. Și fie atent că fiecare zi care trece o să fie tot mai scump. Că se termină. Deci, Ca timpul, la Bitcoin. Deci timpul funcționează în favoarea mea, nu în favoarea ta. Am, cu cât am mai puțin și cu atât e scarcity mai mare, cu atât va costa mai mult. Deci este totul curge în favoarea mea. Când o să dau ultima picătură, o să coste un milion picătură asta, înțelegi? Pentru că așa se duce. Devine atât de rar, iar ritmul cu electrice și cu alte, așa, până îți face ție din de curățat, de tăiat iarba electrică, mai durează. Am avut de <laughs> eu acum una pe baterii, jumătate din pachet erau bateriile. Da. Deci, când atâta, sunt bateriile foarte scumpe. Nu, noi nu ne-am dat seama că eram dependenți de mâncarea unora, de resursele unora, de petrolul altora. De medicamentele altora. Să se ieftinească, domnule, dați-ne benzina e mai ieftină odată. Consiliul Concurență să facă ceva să ne ieftinească benzina. Exact, că S -s... noi avem drepturi. Suntem cetățeni europeni. Avem nevoie de benzina ieftină. Ce facem cu mașinile? Da. Ce facem cu copiii noștri? Cum îi ducem la să facă zi? ceva guvernul. 7500 de mașini care merg în colo și 7500 care merg în coace. Păi, dar ce Un... e anormală în a ați duce copilul la școală cu mașina? Dacă-ți permiți. Da. Așa e. Care e problema? De ce să nu ne ducem copiii cu mașinile? Pentru că așa? nu e integrată și nu e în sinergie cu infrastructura, cu risipa și cu economia Nu știu ce zici acolo, da. vorbești limbi străine. Care-i treaba? De ce nu poți să-mi duc copilul cu mașina la școală? Cum fac eu să o conving eu pe mămica aia din Paradisul Verde să nu-și mai ducă cu SUV-ul ăla de 150.000 de euro unicul copil în centrul Bucureștiului la școală? N-ai cum. Și atunci? O să doare mai tare. Dar și pe noi pe toți ne doare pentru toate, pe, pe doară, pentru toate greșelile colective și individuale pe care le-am făcut. Asta e din păcate... Deci benzina e de mai scumpă lor. ca niciodată, traficul e mai nasol ca niciodată. Suntem orbi? Da. Pe la fel cum ai zis cu mâncarea. Ne îngrășăm, dar în egală măsură dacă cineva ne spune, bă, nu mai cumpăra iurea, fă o listă. Uită-te și tu la ce mănânci. Nu mai mânca de așa de multe ori mâncare supra, super proteică și A, amă, ce mi îngrădești drepturile? Men, dar dacă tu îți faci rău prin toată libertatea asta, cum e? Unde e, unde de fapt, justeția deciziilor tale și contribuția la, la tot? Hai să traducem pe asta. Toți vrem să slăbim, dar nimeni nu vrea să facă sport. <laughs> și nici măcar nimeni nu vrea să consume mai puțin. Deci dacă la final, da. la, la supermarket, s-ar spune, bă, Fiadent, pune 20% din ce ai cumpărat, că știm că ai cumpărat peste pentru 10 oameni care n-au de mâncare, frate. Uite, n-au. Sau și, au... Și tot o să rămână cu noi. Și tot nu o să facă oamenii. Că s-au făcut campanii de astea și au zis, uite, cum ăstea, lasă-le aici. Cum din mâncarea mea? pe păi eu n-am muncit-o. Păi nu, dar îți face rău. 20% știm statistic că îți face rău și te îngrașă. Și tu chiar vrei să slăbești. <laughs> Hai să mai luăm o pâine. <laughs> Bă, nu există, nu există soluții la chestia asta. asta e, paradoxul este că, că trăim într-o lume în care în care sunt tot mai mult Ne uităm în ignoranți, prăpastie. În știi, ignoranți, sunt și... ca, cum, ca, un copil de ăla care se uită și zice mm -hmm, și dacă cad, ce se întâmplă? Nu știi, care e problema? Că ăștia care ne uităm sau de în spate, sau niște pași, niște... Bă, nu pași. milioane de pași care ne împing acolo. Că vin cu fuga aici. Că ne luăm unii după alții ca oile. Da. Ok, hai să ieșim din turmă. Da. De acord. Zine tu, fii capitanul nostru. Nu pot, aici e cu căpeteni, mici. E, acum, soluția la globalism e tribalismul. Nu mai merge, că eu nu vin. Eu nu vin cu altă soluție la globalism să ziceți, nu mă, nu vă uitați la ea, uitați-vă la mine, că Uite am eu Ești soluție. capitalist, boss. Eu sunt uh, capitalist în sensul de a crede în libertatea omului, în uh, abilitatea, capacitatea și dreptul lui de a raționa, de a-și construi viitorul, și în egală măsură de a nu face rău în tot procesul ăsta celorlalți atunci când își face lui bine. Dacă ăsta e capitalismul, sunt capitalist. Și îmi place să cred că oamenii au, cel puțin o parte din ei, acest ADN și cred că acest ADN pus în practică și lucrat cu alții produce prosperitate pentru toată lumea, pentru că în economie și într-un SRL investitorul, antreprenorul plătește primii bani pe care el îi are sau primii bani sunt ai lui și profitul vine ultima dată la el. Este atât de corect făcut sistemul economic încât reglează lucrurile. Trebuie să fii primul care riști și ultimul care ești plătit. Uh -huh. Corectitudinea acestui lanț plus valorile lui personale și determinarea de a mișca lucrurile înainte pentru mai binele tuturor, îl face un agent al schimbării. Dacă ăsta e capitalist, sunt pentru. Dar capitalism înseamnă că statul cu tare vine și dă o lege lui ăla și el câștigă toți banii, și eu care vreau să muncesc cinstit cu alți 10 antreprenori, n-am loc de el și eu la mea toți clienții și angajații buni de pe piață, atunci înseamnă că nu suntem în capitalism. Înseamnă că ni s-a vândut o idee de capitalism care nu are nicio legătură, pentru că, așa cum am zis, banii sunt printați de un SRL, piețele sunt manipulate de niște băieți care au interese, Să nu-i capitalism. Înseamnă că undeva pe drum s-a furat capitalismul. Da. Undeva pe drum a fost răpit, a fost hijacked. Și noi trăim într-o iluzie a unui capitalism și a unei democrații. Așa că n-ar fi rău să ne întoarcem să dăm pământ până unde era spirit liber, piață liberă. Și de când nu mai e. Și le facem viața prea ușoară celor care vin să ne spună că sistemul nostru e defect și că, uite, e, mai, e frumos aici, e distractiv aici în Asia, în Rusia, în alte zone. Și aici îmi place să cred că fiecare neam are nevoie de liderul pe înțelesul lui. Eu pe nu care, cred, pe care îl merită. Pe care îl merită și pe care îl înțelege. Eu nu cred că altul decât Putin sau unul mână de fier ar putea să conducă Rusia. Sincer. Dacă îi întrebi, ei tot toți au, au nevoie cred de un tătuc. Ne, cred că e nevoie de o generație de schimbat toate deci școlile nevoie de un acolo. De, de asta și la noi în România, ținând cont că a fost influențat atât de mult de ei, auzi atât de multe voci în care, domnule, să vină unul puternic, să ne pună la în ordine. Noi care stăm în linie dreaptă așa ușor, băi, deci dar ar trebuie să aibă 700.000 de, de ostași ca să-i pună o linie de români dreaptă. Și încă 100 de 100.000 care se păzește pe 700 de mii <laughs> Exact că și -aia fură. <laughs> deci, cred că fiecare neam are un stil de a înțelege și de a urma un anumit tip de lider. Și mm -hmm. de asta nici aici nu cred că ar trebui să fie liderul maxim care să conducă planeta. Adică avem mai multe modele pe neamuri, avem mai multe feluri pe state, avem mai multe feluri pe regiuni, avem mai multe feluri pe comunități locale. Mm -hmm. Și cred că diversitatea asta în, în opțiuni le va oferi, va oferi oamenilor opțiuni să spună. Bă, mie nu-mi place aici. Dar îmi place acolo, dar mă mut acolo. Pentru că <discretion FORE> e mult mai ușor să-mi construiesc viața în niște comunități care deja există și le văd, decât să stau blocat în reșița că eu acolo m-am născut și în micro patru acolo trăstau. asta e, asta e epicentrul meu. <themselves> nu, dar mută-te, dar du-te acolo unde ți-e bine, stai cât, acolo. Cât mai poți. Cât mai... Da, dacă ai ghinion că s-au închis și granițele, atunci too late. I'm sorry. Că nu te-ai a... gândit la lucrurile astea, n-ai anticipat lucrurile astea și nu s ai făcut planul B de prezidență sau de cetățenie alternativă în care să poți să ai libertate de călătorie. Dacă n-ai anticipat că libertatea de călătorie este un lux în viitor, atunci nu te plânge când se întâmplă. Sunt mulți care și-au făcut planuri de călătorie slash fugă de pe aici. Uh... Da, până la <laughs> unde, unde fugim toți? Băi, știi cum? Că cineva trebuie tre tre să zică, bă, până aici. Da, așa e. Dar există mai multe tipuri de rezistențe. Nu-i singura rezistență aia la graniță cu baioneta. Sunt mai multe forme de rezistență și cred că fiecare dintre noi, la fel, suntem liberi să ne alegem forma de rezistență. Despre asta vorbim. Până cum ne adaptăm, cum supraviețuim, nu? Și ce fel de formă de rezistență alegem pentru cei care alegem să rămânem încă în ecuația asta aici da. și ca să sintetizăm... Suntem de vreo două ore aici? Hai mă! Da. Ți zis, nu, 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 ți dat seama. O să plictisească oamenii ăștia din nou. <gânt> și acum pe bune am bătut câmpii de tot acum. <gânt> de la nutriție, la -a plecat, plecat niciunul. politică, la... Da mă, dar audiența e mică aici, sunt cinci și ne cunosc, ne apreciază, le genă de noi, știi? Nu au mai stat aici de mult. Deci fii atent. <gânt> uh, și mai, și e <gânt> și sâmbătă, când tragem. <gânt> Poate asta e explicația. N-aveau altceva de făcut. Într-o sâmbătă, ne apropiem de final, vreau să tragem câteva concluzii. Ne-am păcat cu ideea, așadar, că nu e fundul sacului. Nu e. Am mai auzit de varianta asta, că toți sperăm să fie un V, această cădere, și apoi după, de la fundul sacului să înceapă creșterea, dar nu știm unde e fundul. Și până când vin de fundul, fundul sacului, trebuie să estimăm. Și avem nevoie acum să scoți din oracolul de acolo, din capătul tău, un orizont de timp. Dar să nu-l las ca referință, este ceea ce cred eu. 1. Că Europa, Middle East, America și Asia vor avea orizonturi diferite de timp, deci nu o să fim în același, în același timp pentru că sistemele și, și ecosistemele lor diferă. Okay. Deci cel mai rapid V îl va avea America pentru că. E Geografia. America. Da, așa s-a nimerit, au tras Deci, din punctul meu de vedere, în 2 ani de zile America își revine. 2 ani. Da, așa, sigur, e o estimare de asta, știi? Păi, 2, de ce 2 și nu doi și. Ca să rotunjesc cumva. Pentru că sunt și niște lucruri legate de, de politica lor externă și de deciziile lor interne, pe care le vezi deja în, 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 în fapte. în declarațiile dar, rămân, lor. dar rămân cea mai puternică țară de pe planetă. Sper să nu. Sper că asta să fie marele. Sper să nu. Oh! Sper să nu mai există hegemonia asta în viitor. Sper să fie. Sper să fie cel puțin trei jucători și să aibă ideologii diferite și să continuăm să trăim de acum încolo într-o luptă între ei mai bine decât într-o hegemonie nebunească în care am fost obișnuiți și care ne-a adus aici. Bă, asta este ciudățenia ciudățenilor. Deci dacă până acum ne-am plâns că noi am fost la intersecția marilor puteri și că bă, ce greu ne-a fost, ajungi la concluzia că după ce te calcă o singură putere pe tot planeta, îți resetează, îți netezește creierul, și ajungi la concluzia, bă, mai bine era să se certește a trei. Pentru că din cearta asta a lor, reușim totuși să creștem cumva și să nu fim manipulați până la capăt. Există încă o altă voce care mai spune altceva. Și oricât de frumoasă și dulce pare aia, mai vine unul cu un pic de sare și zice, mă, stai puțin. Stai că parcă mi-e cam mult dulce. Tot ce am blamat noi până acum, asta ar putea să fie spre binele nostru, și dacă există trei puteri, patru puteri mari, cu ideologii diferite, riscul nostru este mai mic în a cădea într în, cea mai mare, în cel mai mare risc al planetei noastre să fim tratați toți la fel și să fim după aceea puși după o, o măsură, un protocol și un singur tip de comportament. Așa se mai echilibrează unii pe alții. Da. Este singura e, e, e metodă, el, urmă, Este singura metodă prin care noi cumva să, să nu cumva să intrăm pe, pe un, a, pe acest postumanism. Sper să câștige o altă gândire filozofică sau să crească și alte gândiri filozofice care să contrabalanțeze umanismul, postumanismul mai ales. Sper să apară și transumanismul ca o putere, pentru că în spatele acestor puteri mari există și niște filozofii. Întotdeauna, nu? Sunt niște și idei simple. Sunt niște idei simple, cumva. Și acum, cumva, ne uităm și vedem lupta între umanism, postumanism, transumanism și alte forme de proiecție a viitorului, care sunt îmbrăcate într-o formă politică, armată și comercială. Uh -huh. Ele întotdeauna apar, se văd în astea, comerciale, domnule, corporațiile care. Nu. Lupta cea mare filozofică între oameni care cred, chiar cred că asta e ideea lor despre viitor și în 10-20 de ani ea devine un braț armat politic, economic și așa mai departe. Sper să nu, mai, sper să nu fie America, dacă ăsta e răspunsul. A fost un răspuns lung, dar sper să nu fie America. Sper să, să fie tot timpul o bătălie foarte strânsă uh, în care noi să avem opțiuni și să putem uh, pentru binele și pentru uh, sustenabilitatea vieții umane să avem opțiuni și să putem să ne răzgândim pe parcurs. Generos. Suntem o țară suficient de mică încât până acum am reușit să ne potrivim între ei. Aici am fost. Întotdeauna. Aici am fost. N-am fost nu între ruși și turci, între austro ungari și... Cum Iar. ar fi să fie asta cel mai mare avantaj al nostru adn în viitor? Păi eu cred că, se, se, cred descurcăm. că este singurul nostru mare atu. Să știm să ne descurcăm între trei puteri și să știm că acum, băi, ok, nu suntem trădători dacă ne răzgândim că ăștia au luat o razna și ne întoarcem la ceilalți. Cum ar fi ca toată istoria noastră să fie rescrisă și să nu mai fim percepuți în viitor ca și niște, ca niște curve. Ca niște curve, așa. Hai că și să spui român, român se oameni. spune că să fie român este o meserie. Da, mă, da. Dar și istoria asta a fost scrisă tot de aia care ne-au pus jos. inoculată tot de ei, scrisă păi tot de nu prea ei, am avut de ales. De când ei. ești suficient de mic. Poate că este un moment fabulos pentru România. Și tot ce consideram că e o neputință, devine o o, o, o nu o adaptare ci o Na, a doua natură care se activează da. ușor. Da, ok, dar asta nu înseamnă trebuie să stăm și să ne uităm, să așteptăm să ne vină acel bine de undeva încoată. Trebuie să ne facem da. un plan. Și atunci, pentru planul ăsta, ne uităm la doi ani dificili, de aici în America, poate mai mult în Europa, pentru că e foarte greu în. Mai mult de doi aici. Poate mai... E foarte greoaie în decizii și foarte manipulată de America și folosită de America. Deci, la toamnă nu se termină dintr-o <laughs> dată și rău. Re... De, <laughs> la de, de, cr da. de Crăciun petrecem iarăși frumos, ne facem cadouri. S-ar putea să uităm temporar de lucrurile astea, s-ar putea să mai fie și un pic de ceartă și semirăzboi pe aici, s-ar putea să mai fie și un pic de semi-pandemie, dar de altă formă, s-ar putea să ne mai ia o să, să ne mai atragă atenția cu alte lucruri ca să nu vedem ce se întâmplă, s-ar putea să mai avem artificii din astea, să ne pună să facem lucruri forțat ca să ne simțim uh, strânși și după aceea eliberați și să nu ne uităm la lucrurile mari, dar asta ține tot de noi, să vedem macro față de pâinea și circ micro. Dacă ne joacă la pâine și circ micro și uităm de macro, suntem pierduți. Dacă nu ne dau suficientă mâncare și dacă ne dau tot felul de challenge-uri de astea să facem ce spun ei, bani mai strâng, bani mai lasă, bani mai strâng, bani mai, strâng, bani mai lasă și intrăm în jocul lor, suntem pierduți. Suntem programabili ușor în viitor. Ok, dar în a aia noastră, pe ce am mai vorbit, noi mai aveam și război și schimbări climatice. Da, dar acolo chiar nu putem să ne dăm cu părerea că acolo sunt niște lucruri care cred că se și schimbă foarte dese la o zi la alta și uh, schimbările climatice sunt deja anticipate de prea mulți oameni ca să mai putem să intrăm într-un debate acum, să mai spunem, băi, știi, e o, e o poveste inventată. Sunt atât de multe date și cifre și... Uh, și lucruri... Nu e treaba noastră să se mai convingem pe cineva că ele există. Sunt aici, se întâmplă în fața noastră și nu numai în ultima săptămână au fost și nu, știu nu câte le vedem catastrofe, doar de la un semestru. De la un catastrofe, catastrofe la... zilnice. Da, dar nu interesează pe nimeni. Mai mult interesează că nu știu care și-a pus silicone mai mari decât trebuia sau nu știu care. E tot alegerea noastră. În final, este tot alegerea noastră. Unde este uh, atenția noastră, acolo se va schimba ceva. Dacă atenția noastră este la pisicuțe, oameni ciudați de pe internet care se strâmbă și care fac nu știu ce, măști din alea ciudate pe care ți le pui și râdem ca și e, e un râs de e un râs de hiene, e râsul al hienelor care râd ascuțit așa și care s-ar mânca între ei în loc să se uite, să, să, aibă atitudinea de leu sau de lup care se duce să cucerească ceva. E, asta e marea dramă pe care noi o trăim este că atenția noastră a fost hijacked către lucrurile care nu contează. Și până când nu refocusăm atenția asta către lucruri care contează, vom fi în continuare sclavi. Bine. Și <laughs> că trebuia să, trebuia să, terminăm cumva mai bine. Dar e pozitiv, adică e... Putem să alegem asta, atenția pe adică să, fiecare să, să, să trăim mai frugal, să ne uităm la lucrurile care contează și să ne asociem în lucruri pe care mic, mici cooperative, mici CAP-uri în care să facem chestii. În primul rând, între oameni care pot conlucra pe orice să ne reapropiem de oamenii care pot, că ne dăm seama după ceea ce facem împreună. Dar să ne reapropiem unii de alții care avem aceeași aceleași perspectivă asupra vieții, să vedem după ceea ce putem face. Poate că nu putem face chiar ce ne dorim noi. Dar și pe lângă asta să încercăm să ne tratăm timpul și atenția cu mult mai mare, cu mult mai mare grijă. Timpul și atenția. Pentru că, până la urmă, sunt cele mai mari commodities, nu sunt cele mai mari chestii pe care se tranzacționează în fiecare zi. Se tranzacționează pe atenția și pe timpul nostru. Și noi luăm deciziile pe baza acestor lucruri. și Dacă este două, timpul și atenția, le gestionăm bine în viitor, cred că putem să devenim o națiune mare, nu numai o echipă de oameni mari, o națiune mare. Asta cu echipa mai greu, că echipa națională a noastră. <laughs> ai pus națiune și echipă și ai zis echipa națională. națională. care. Bine. Cristiane, îți mulțumesc. Ne-am lungit destul de mult, dar eu sper că oamenilor le-a plăcut. Ca de obicei, bucățile astea se vor duce peste tot pe, pe rețele sociale și o să, o să ajungă la milioane de oameni. Știi că ultimele, ultimele interviuri, în continuare, strâng în fiecare zi sute de mii de vizualizări. Deci, ideile astea pot deveni un punct de plecare pentru foarte mulți dintre cei care se uită la noi să înceapă să se uite cu un pic mai cu o privire mai critică la realitate. Asta e tot. Și, și să știi că eu m-aș bucura și eu să ne critique și oamenii pe noi, să spună, bă, da, dar nu să ne critique de genul, bă, ești un bou, că asta nu e o critică, ci să aducă un argument. Sau eu, eu, știu, că nu sunt un bou la propriu. Nu, da, nu vreau să-i încurajez să ne spună în toate felurile, ci vreau să-i încurajez să gândească și ei critic da. la, la rândul lor și să contribuie la această masă, că de-aia e mare și ei sunt aici cumva. Să contribuie și ei la masa asta cu alte puncte de vedere care ar putea să ne îmbogățească pe toți, că și eu am biosurile mele și tu le pe ale tale. Acum, între noi fie vorba, din punct de vedere regizoral, noi stăm un pic deschiși așa către camere, pentru că acolo unde sunt camerele, ne imaginăm că este publicul. Așa? Nu? Corect de ai făcut masa asta mare, așa cu. Uh... Nu, asta e masa de review. Dar se vede jumate din ea. Dar e publicul acolo. Eu, eu asta uh, spun întotdeauna. Uh, imaginează că sunt oamenii de față. Și dacă oamenii sunt de față, și sunt, și știu că ne urmăresc, și au obținut ceva valoros din chestia asta, să-și con să construiască planul. Cred că suntem datori cu toții să ne facem planul. Planul pe termen scurt, astea 3-4 luni, până în toamnă să vedem ce și cum. Planul pe termen mediu, 2-3 ani, și azi de unde vrem să ajungem. Și să-și facă pe câteva zone specifice. Planul meu personal de sănătate și de stil de viață, planul meu de, uh, planul meu de prosperitate personală și familială, planul meu de, uh, hai să spunem, de dezvoltare personală și de înțelegerea lumii, planul meu de contribuție, planul meu, dacă și le pun astea pe termen scurt, mediu și lung și își mapează puțin, toate informațiile pe care și le... Tot timpul și atenția se va îngusta pe ceea ce ei vor. Că asta e magia lucrurilor când tu uh -huh. îți faci un plan. Timpul și atenția se concentrează pe ceea ce are relevanță pentru tine și face parte din planul tău. Da. Atât. Asta e magia și legătura între ce zici da. tu și ce zic eu. Ne trezim mă doar într o într-o dimineață, odihniți, relaxați, luăm creionul, hârtia, pixul, ce facem acolo și desenăm un calendar de acțiuni, da? da? Asta e planul meu pe următoarea perioadă în care voi face chestiile astea. Și încep și le pui pe calendar, cum să fac ganturile astea, cam și eu la șantier, da. din data de până în data de, se lucrează la bucata aia. Da. Și ți le pui acolo și Și după că... aia le aruncăm a doua zi să uităm de ele. Aia e secretul a, să, Nu ne... să nu le uităm. Și după cum am mai învățat la brand mai iarăși, îți mm. facem, să ne punem planuri care sunt nu, măcar 90% realizabile. Nu chestii să fac că voi salva, schimba lumea. Că o să trecem toți pe mașini electrice. Da, da. Că da. o să ne punem toți ceapă în grădină. Nu. Da. Ce, ai Sper să, să nu-și toți ceapă. Ce decorativ? pot face eu împreună cu ai mei? Ce-ai cu da. ceapa? Deci cum ești tu cu ceapa decorativă, așa e un... Unul de ăsta care vrea să imprime stilul lui de a gândi către toată lumea. Asta e nebunia lumii de astăzi. Și întotdeauna a fost așa. Și împotriva acestui lucru, strig pe toată lumea să facă rezistență. Rezistența personală la a fi robotizat de cineva care ne vrea la fel... De acum încolo. Mă, ce-ai cu ceapa e. mea? Îmi dai și mie o? Se poate mânca sau nu? Nu se mănâncă, e decorativă. Că și ce e? Care e utilitatea ei? E, e ceapă decorativă. Este ca un proiect de ala de util, utility în care nu are nicio utilitate. Da, dar ce frumos arată. <laughs> <laughs> e decorativ Tu, tu n-ai mai auzit de ceapă decorativă? <laughs> e nouă, într-adevăr. Și poți să-i dau de 8 martie un buchet neveste Există mele? Există varză decorativă. Nici asta n-am mai auzit-o. Da, există. Poate am și mâncat, nu am știut. Vi și ți-arăt. Ok. Îți promit că lângă mici nu punem ceapă decorativă, punem muștar Bun. de tecuci. Hai. Da? Am înghițit, mi s-a făcut foame. Cam atât, ne oprim aici. Îi mulțumim lui Cristian Nețiu pentru că în programul lui foarte aglomerat, mai ales într-o zi de sâmbătă, trebuie să doarmă la ora asta. <laughs> Eram ocupat, dormind. Uh, uh, nu, dar chiar a lăsat treaba importantă ca să vină la, la podcast și suntem recunoscători, multă recunoștință și mulțumiri pentru timpul pe care ne-l oferi. Oamenii pot să arunce un ochi și pe un business al tău, apropo, uh, gb.ro. Așa e. Da. În care putea, ești acționat. Ar putea. ar putea să uite puțin pe acolo. Acest uh, podcast este uh, subvenționat. Cel, subvenționăm <laughs> noi pe el deocamdată, dar așteptăm ca într-o zi să facă banii gb.ro business pe care l-am făcut împreună. Când nu ne-am propus să facem bani, ne-am propus să servim niște oameni care seamănă cu noi. Mă, deocamdată de reușim. Da, ne-am propus să servim niște oameni care seamănă cu da. noi și care au uh, au cerințe mari de la, de la gadget-uri da. uh, și vor să, uh, să, să fie serviți pe înțelesul lor de oameni care sunt la fel ca și ei și da. le explică pe Dar, înțelesul asta, e businessul nostru, da? Da. Dar nu, pe nu business. De ce ai ajuns la business? Businessul business trebuie să facă profit. Este... O să facă. <laughs> Se ocupă Ioana. Noi nu avem un business împreună. Noi avem un, un copil mic care trebuie crescut așa da. și după aia mai crește. O să aducem chestii noi, apropo, pe Gebero. Uh, am, am, discutat și am bătut palma că o să aducem beculețe. <laughs> de Crăciun. Că nu lumea o să fie mai optimistă de Crăciun. Până de Crăciun. Uh, și uitați-vă și pe onețiu.com pentru că sunt, e sold out de obicei la evenimentele atunci când vine pe aici. Ultima oară când a venit rușine mie sau lui, unul din noi doi, nu am reușit să ne întâlnim atât de ocupat a fost. Da, mai am stat și puțin, o zi jumate. Da. Deci dacă îl prindeți pe undeva, vedeți acolo pe onețiu.com, nu? Da. Com, da. Cristi, mulțumesc. Gata. Le mulțumesc celor care s-au uitat. Dați-ne un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Ne puteți asculta și pe toate platformele de streaming. Și uitați-vă în descriere, dați click acolo pe sponsorul nostru și cumpărați-vă ceva dacă vă trebuie. Dacă nu, puneți bani deoparte și plantați ceapă. Cam atât. Decorativă. De mâncat. Puneți-vă ceapă și salată și faceți-vă ceapă. Numai bine. <laughs>